Aseară, după ce am închis live-ul bărbaților, a fost un raid la Venezuela din partea poliției. Nu știu ce, doamne iartă, mă caută poliția la noi acasă să ne deranjeze, să ne facă felul pe acolo. Habar nu am ce tot caută la noi la casă. Pe lângă faza cu poliția, o să rezolvăm și noi asta. Avem o problemă cu Gina și cu Sara. Știți, cele două prietene, foste prietene și aparent prietene de curând din nou. Cele două știți ca un fel de mini-alianță din vorbele spuse a lui DKP, DKP fiind medicul care ne ajută pe noi. Din vorbele lui DKP, practic reiese că Gina și cu Sara H, ele fac alianță. De asta, astăzi o să ne vedem cu Gina, nu cu Gina, cu Sara H. Și chiar vreau să iau așa la întrebări, să vedem care-i faza. Că de la bun început, de la bun început, Scană, liderul de la MS, liderul ăla de la medici, hai că-l știți, Scană sau Cană, cum îl cheamă, cu Sara H, au permis luarea Biancăi. Deci Bianca practic a fost luată și ăla de la dispatcher care era Scană, adică filmarea asta, hai că mai țineți minte filmarea asta veche, imediat vi-o arăt, unde mă? Aici. Vedeți voi că aici, fiind Scană, uitați-vă cum s-a întors cu spatele. S-a întors cu spatele Scană. Nu are nicio logică de ce să se întoarcă cu spatele și practic să o lasă pe Bianca să plece. Unul mascat să o lasă pe Bianca să plece. Mulți ați spus că s-ar fi DKP și că DKP de fapt ne trădează. Acum, nu știu ce să vă zic, bărbaților, regii mei, sufletele mele, vă iubesc, bărbații mei, regii mei, reginele mele și reginele mele, da, ca să nu fie. Haideți să dăm drumul la salutat, bărbaților. Vreau energii pozitive. Astăzi e joi, se apropie weekendul și în weekend mâncăm, băgăm în noi, ne simțim bine, pentru că așa este weekendul. Se apropie sâmbătă, unde o să intrăm pe FPlayT, cel mai tare server. O să intrăm acolo pe FPlayT să ne continuăm povestea, pentru că ne așteaptă Vito. Ne așteaptă Vito, bărbaților. Vreau să vă văd doar cu energii pozitive, da? Imediat aprin chat-ul, citim la toți bărbații și îi dăm înainte, da? Îi dăm înainte cu Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu suntem nimic, băi, bărbaților, băi. Regii mei, ia să vedem. Regii mei și reginele. Of, că mă înjurați după, că de ce nu zic și reginele? Stați puțin să-mi ridic și o perna lombară. Cred că așa se cheamă, perna lombară. Lombară. Ia să vedem, Alexia Finimioare, bineînțeles, regina. Who's Body, salut Who's Body, Gianni Uzvere, salut, Adelin Micu, salut, regele meu, te pup, Bogdan Blaga și el acolo prezent, Daniel Bodea, salut, David Alin Zvere, salut, ia uite bă, ce energie pozitive, așa vă vreau mă ceată, așa vă vreau mă tată mă, să fiți fericiți bă, dacă ești fericit atrage energii pozitive, cum să nu fii fericit când intri la Uzi pe live, ce ai bă, oamenii intră la Uzi pe live ca să-și ia doza de energie după care au dat exit, tată. Cristi5M17, salut și ție, Joltix, prezent ca de obicei la datorie. Raluca Zvere, bună, Diana, oh, te bă mă, Diana, ce-i mă, Diana, mă, TikTok-uri alea, mai faci TikTok-uri? Nato, te bă mă, Nato Zvere, Mihai Moroșanu și el acolo prezent, Daniel Bodea, salut, Belgii, salut Belgii, HD Gaming, regele HD, tată, a intrat pișulaina, ce zici mă, rege, mă, te pup, gata munca? Te aștept weekend-ul, tu, mârlanule. Eu zice să așteptăm weekendul să mergem să luăm alimentele alea lăsate în apa aia rece, știi ce zic? Știi ce alimente? Începe cu V, se termină cu A, vod, te-ai prins. Te pupă, Julie, te pupă! Julie, 12 ani, a intrat pe chat, 13 ani, scuze, pentru faza asta iar o să-mi iau bloc pe WhatsApp și mă amenință Julie că pleacă din mods, da? Robert ZVR1, salută, Robert ZVR1, regele, Daniel Flachy și el acolo prezent, bună, Bianca! Gigi pentru voucher și Alin Cojo a câștigat fiind fratimii cel cu poză. Oh, aia zic. Bă, da, am câștigat aseară la regele Andrei un voucher de 300 de lei. Mamă, păi știți cum scrie pe mine? Pateu. Am pateu pe toată luna, tată. La Kaufland, știți? Un voucher la Kaufland, 300 de lei. Nu știu dacă ați văzut. Ați văzut, sunteți, oricum voi știți și unde locuiesc și ce fac. Chit că nu sunt live, toată lumea știe tot despre mine, ești nebun? Să mă rog, băiții mei, câteodată mă speriați chat așa. Câteodată mă întreb, oare voi seara vă uitați la mine când dorm? What the fuck? Oare oare... Nu, voiam să zic ceva greșit cea, dar nu. Tupac, salut, Tupacule, salut! Noroc, Barosane! Alex Rață, Barosanul meu! Te pup! Pipu Zevere, salut, Pipu Zevere, salut, Alex Dulce, te seduce! O, regele! Alexia, te bună auzi, te pup, Alex Suza, te pup. Bă, îmi curge sânge din gură de vreo 5 minute, help. Cum îți curge sânge din gură? Din buze? De unde scurge? Poate scurge din nas, măi. Nu te mai panica, n-ai de ce să te panichezi.
Vedeți că paranoia e o boală, chat. Paranoia e o boală. Paranoia. Salut, s-a tuns regele, te pup, Edi, te pup, rege, te pup. Băi, m-am tuns de ieri. Dar vezi, te-am prins că n-ai intrat pe live, Mărlanule. Fii atent că te-ai dat de gol, Edi. Te-ai dat de gol. De cine intra, mă, Mărlanule, ieri pe live? Că de ieri m-am tuns. Ah! Hai că te-ai de data asta. Dar vezi că da, Victorie, mă super pe tine. Te pup, mă, rege, glumesc. Ia să vedem. David Man, te pupăm, David Man, Betty, ZVD, bună, Betty. Cum adică nu te salumă, Betty, mă? Te pup, rege, sau regina, nu știu, Betty, ZVD. Betty e nume de fată sau de băiat, nu știu, eu sunt, știți că eu sunt mai așa, mai, eu nu fac prea mult, eu sunt ca ursul panda, știți, mănânc și mă culc, atâta, glumesc, nu. Vin pe tine, că știu unde ești, aolo, vii pe mine, aolo, sper să nu vii în apartament, am vrut să zic, să nu vii în casă, la mine, să, da, hai să nu, Salut Zăbălasa, salut Gaboane, regele Gabon, Ionica și el acolo prezent, Adelin Ban, salut Adelin Ban, salut rege, salut Gabon. Ce-i mă Gaboane, mă tată, mă. Salut Ubitu, salut Alexandru Popa, ca de obicei, păi. Bă, se poate un live să, se poate să nu, să existe un live unde să nu intre Alexandru Popa să-mi zică beat-ul meu, să mă ia cu Dalea, cu iubitul meu, cine e idolofanul meu, cine, aulă, parcă mă roșesc la fund, ăsta la gură, aici în obraj. Mă, nebunilor, la ce vă gândiți? Dacă Uzi a făcut un update, de Rahat, ce update de Rahat, mă? David Alin, vrei să te mai salut de acum încolo? Cum adică am făcut un update de Rahat? Stai, ce update de Rahat? Vezi că te-am prins, Davidusule. Vezi că eu am ochi de șoim. Lori! Te pomăm, Lorena, ce-i, mă, Lori, mă? Lori care ne ajută pe Instagram când avem nevoie de poze. Când avem nevoie de poze. Băi, neapărat trebuie să dăm de Zain astăzi. Deci, fiți atenți. Dacă nu este Zain pe oraș, îl sunăm, da? Deci noi o să îl apelăm pe Zainicu, bărbații mei. Așa că dacă nu răspunde, astăzi o să-l apelăm pe Zain23, ok? O să-l apelăm pe Zain23 dacă nu răspunde, ok? Îl apelăm IRL ca să ne răspundă, să ne dea o casă, frate, că noi nu mai putem să stăm aici la Lucica. La Lucica, bă! Avem 500 de ligiane, regii mei! Am avut multe teme și am scris și de învățat că sunt cu simulările. Tu și Ștefi sunteți bine? Te pup, Edi, te pup, rege, te pup. Suntem bine, eu cu Ștefi, nebun. Paolo! Adonat, bă! Bine, băi. Adonat! Este, băi! Stai că a venit regele. Fii dur, saluta fanii, că a venit regele HD. Regele, mă, cu 10 lei prin super chat. Te pupăm, rege, te pupăm. Vezi, lasă berea aia în mână că te-am văzut, HD-ule. Ce faci, păi? Bei aici alcool la mine pe live, păi. Eu sunt împotriv, glumesc. Hai că eu sunt împotriv alcoolului pentru că nu la un shot mă duc naibii, ești nebun. Ați văzut pe live-ul lui Olo Andrei în România, mâncava mâncat gura voastră un shot și m-am dus. Eram și melodia aia de la sunetul ăla de la Windows XP. Salut, Uzi, când ai drumul la gamble? Bă, nu știu, Gabi, că prea mulți oameni au câștigat, prea multe puncte. Ce face Andreas? E la femei cu Luci? Bă, nu știu unde e Andreas. Cred că Andreas, copilul meu, nu vorbim de Andreas Costa, e... Cred că e înăuntru pe acolo, nu știu. Te-ai tuns? Doamne, marcatule, încă un abonat care îmi zice că m-am tuns abia după o zi. O zi, bro. Abia după o zi. Te pup, rege, te pup. Da, m-am tuns. Bună, Guriță, bună, Andrușca. O, Guriță, mamă, de când n-am mai vorbit cu Guriță. A fost Guriță, zăboloasă. Acum mai nou e să zici rege. Te pup, rege, știi? Când dai salut cu... Deci mâine, că tot e vineri, mâine te duci la școală, la colegul tău de bancă și zici, salut rege, dai așa noroc cu el, știi? Salut rege. Și el o să zică, rege? Dar de unde ai luat tu asta cu rege? Și o să-i zici, de la rege. Ce? O să-i dai bătăi de cap, crede-o. Te-ai tuns, te pup. Bună, Uzi, bună, Anastasia, bună. Ce, mă, Anastasia, mă, ce zici? Ce mai zice mașina aia? Hai că așa îți fac în ciudă până la vară, când ai zis că ți-ai mașina. Hai că ți-ai mașina. Nu ți-ai. Hai, deci dăm drumul la live, bărbaților, avem 5-6 like-uri deja avem. Ați înjurat de toți năzăii. Băi, trebuie să mergem să ne îmbrăcăm astăzi, că a zis că nu vă place cum sunt îmbrăcat, nu? Deci până la urmă ne mai îmbrăcăm sau nu? Te pup, Ralu, ZVD, te pup, ce-i, mă, tată, mă? Ia să vedem. Bă, ce, mă, mă umpleți așa cu energie, frate, fiecare dintre voi, nu știu, deci îmi place rău de tot când sunteți fericiți. Bă, bune, când ești înconjurat de fericire, chiar dacă ești supărat, când ești înconjurat de fericire, parcă-ți vine și ție, știi, e ca faza aia, când trei proși râd, al patrulea vine, în cazul meu, știi? Când trei proși râd, vin și eu al patrulea să râd.
suntem toți la grămadă, știi? La asta mă refer, la asta mă refer, chat. Că dacă unii sunt fericiți și te duci cu ei și tu vei fi fericit, știi? Ia să vedem. Deci nu, deci Bicuin zice, bună Uzi, bună, stai, bună, bună Bicuin. Stai că am crezut că zici nu sau da. Ia să vedem, Zevere Elisei zice nu. Stai că trec pe telefon, nu, ce să trec pe telefon, că pe telefon. Uitați, fiți atenți, ca să vedeți ce înseamnă spamul. Acum înțelegeți de ce zic eu să nu mai spamați? Că mi se blochează, fiți atenți cum mi se blochează, stai. Oh, așa. Fiți atenți cum se blochează. Oh, uite că a apărut donația lui HD, vedeți cum se mișcă? Fiți atenți, din cauza că voi spamați, efectiv, mi se vedeți, 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 vedeți ce înseamnă spamul? Vedeți? Asta înseamnă spamul. Mi se blochează efectiv. Voi vă dați seama că dacă mi se blochează, what the fuck? Așteptăm să intre alerta lui HD. Iulian, salut Iuliane. Și-a luat în ban APK? Nu cred! Și-a luat regele APK? Bă, și-a luat APK în ban! Nu cred! Să mor tu, mă, nu cred! Doar Papuci? Roberto TM zice nu. Cristi Valentin zice nu, Sandu Gheorghe zice nu, Flavius zice nu, Florin Furdui zice ore, bună Popataria, bună Severica, te pup, rege. Cristi Valentin zice nu, Văduva Dare zice tot nu. Ok. Hai că trebuie să ne schimbăm doar sandalele, chat, știți de ce, nu? Ia uitați-vă la șosetele. A donat, bă, a donat, este, bă. Te rog, uitate la ultima post de pe Insta la mine, urge. Urge, curge, ce curge? Să mă uit la ultima postare de pe Insta la tine, ai zis? Oh. Păi de ce, mă, nebunule? Hai că mă uit după la sfârșit, să-mi aduce aminte? Adu-mi aminte să mă uit la sfârșit. Sau să mă uit acum. Of, mâncați-i și gura ta, ce-mi faci tu mie, ia să vedem. Ia să vedem, HD. Oh, să mor tu, mă! Să mor tu! Ia, uite, bă, HD Mișu, l-am pierdut și pe ăsta. Știți ce înseamnă asta, nu? Îl mai țineți minte pe HD, pe Mișu? A, mă, cine naiba nu-l știe pe Mișu, bă, pișulaina! Cu si Bubble Mona, cu ăștia. Voi vedeți ce scrie tati acolo. L-am pierdut și pe ăsta. Gata. L-am pierdut și pe HD, am mai pierdut o legendă. L-am pierdut și pe el. Eu sper că e farsă, nu? Semărită, bă, semărită. Sau sensoară, nu știu, mă, cea, nu știu cu dasea cu gradele de rudenie, nu mă luați pe mine. Nu știu, eu ca bărbat mă mărit, mă însor, mă, nu contează, mă căsătoresc, se căsătorește, na. Mamă, visul oricărui bărbat, că tot veni vorba, chat, despre ce vorbim aici? Da, și-a luat că a spus stropeală pe live. Da? Aia zic, mă, aia zic, mă, și-a luat. Și-a luat ambana pe cap, ei, dacă nu-l văd pe APK azi pe live, nu mai. Deci îi dăm bloc la APK, să fie clar. Nu prea fac bine că... Normal că se blochează live-ul și mi s-a dus prea repede. Nu prea fac bine că mi este rău și mașina mi iau de Paște. Oooo! De ce, mana, s-a ție, ți-e rău? Băi, n-ai voie să-ți fie rău. Când intri pe live-ul Uzi, bum! Instant trebuie să te simți mai bine. Deci, instant. Opa. Este timpul pentru bonus, începe ploaia de bani. Sony aruncă pe voi cu cadouri și dolari. Un milion, așa. Bianco, ai nevoie de cheia asta? Bun. Salut, te aștept la aeroport. Nu știu, stai să văd cine aici. Cine că cam mă spamează, mă? Cuveta asta, că... Pe mine mă enervează. Salut, te aștept la aeroport, partea de sus, what the fuck. Cred că îi dau una, dă pe mie altul. Cine-i, mă, ăsta, mă? Ne vedem la aeroport. Da, să ne vedem, da, ne vedem. Păi cred că altfel funcționează, dar mi-e păcat de el că avea și asta, suportă sărăcești. N-are. Ce faceți, mă, fetelor? Vă ajut aici? Vă spălați, vă alea? Nu. Ce faceți? Face acolo mașina aia de casa. Nu vă bucurați să mă vedeți și pe mine? O, știi că nu o să mă bucur că de tine, că nu o să ai și tu grijă de fitu. Păi cum, adică n-am eu grijă de fimiu? Mă, ăsta vorbește, eu nu-l aud, dracu. Ce fă, mă, fato? Cum adică nu mă auzi? Deci tu îmi fari în bonus. Eu? Nu tu. De ce? Bă, cum adică, mă, n-am eu grijă de fimiu, mă, Mărlano? Păi da, se vede, păi se vede, păi de ce eu trebuie să-l dai pe fitul? APK? Ce APK? Păi, ce APK, cea, de ce spamează lumea APK? Se olea că, ce APK? E APK? Unde e, mă, APK? Unde e APK? Nu ești tu, să ai grijă și tu de un copil. Am zis că dacă nu se prezintă azi pe live APK, îi dăm bloc. Nu, mai gata. Păi și-a luat în ban, gata, tati. M-am și pe Elisa și pe Alessio și ți-am dat și ție. Bă, fătul, dar Alessio și Elisa?
Ia vino tu încoa până își dă un varing on off domnișoara Luci. Ia fii atentă. Oh, Lucian! Pârlitu ăsta! Bă, ha? Ce-ai zis? Bă, Luciane, bă, vezi? Du-te, mă, afară! Ce, mă, câine, să-l dai afară? Ieși! Ce, mă? Ce casă ta, mă? Da? Dai mine? Bă, ia vezi, ia vezi că dacă dai în nevastă mea, am scos armă. Are noroc, are copilul. Aaa, păi ce, dacă n-avea copilul, ce? Ia vezi. Stai așa să-mi pun eu armele. Pe trei am zis că-mi pun un... Bă, mi-a dispă... Bă, fraie, nu cred că mi-a dispărut, mă, sniperul, mă! Ha! A, uite-l aici! Wow, ce prost sunt chat! Știi, mă, zic că ești prea... Calmați-vă, ho, că sunt bine! Sunt bine, sunt bine! Mâncați, ești gura ta, am patru copii! Hai, Bianco, afară! Stai așa, stai așa, Luci! Lucian! A plecat, ți-a dat mesaj? A, i-a plecat la aeroport? Adică vreți voi să-mi spuneți că ăsta e APK? Să muriți voi? Mă, dar de unde știți, mă, voi atâta, bă, da? No, păi mergem repede la APK atunci. Mergem repede la APK. Mă, ce faceți, mă? În 5 minute sunt la tine, APK-ule. Gata, gelule. Mamă, APK! Regele! Regele APK! Stați, bă, dar mă lăsați și pe mine să vorbesc cu alea, cu Bianca. Ce fa, mă, Luci, că mă auzi? Da, ce să ne simțiți ăștia în picioarele tale? Ne simțiți ăștia? Sunt crocși de casă. Ce ai vrea să porți? Cu șobolanii tăi. Șobolanii mei, șobolan ai tu jos. Bă. Ai, vezi. Doare adevărul, doare adevărul, hă? Doare adevărul, hă? Doare adevărul, hă? Doare, hă? Hai, mă, dă-i dacă mai ai curaj. Dă-i, mă, hai. Dă-i. Așa. Uite proastele. Aia a fost din partea. Uite proastele. Uite cum dai, uite cum dai pe lângă. Bă, era nu barează, handicapat de joc. De ce nu barează? A, pentru că vine, din terminatelor. Oh! Doamne, ce termin. Ce terminate. Oh, că te bag la cratiță, vezi? Ia copilul, ia hai, ia vino și ia copilul firea. Ia vezi, mă, bă, vezi în cine dai. Vezi că ai noroc, că, bă, bune că ai noroc că ai copilul. Că de nu îți răgeam, da? O mamă de bătaie, ia vezi. Aha. Da, bă, bunca, stop. Hai, dă-i. Aha. Băiacu, ce prost ești. Ho, bă, că vreau să vorbesc și eu cu nevastea mea, ho. Du-te, dreacu, dai. Ia, ia copilul. Eu uzi, mă, ce vorbește. A vorbit țără nimeni din tine. Da, bă, vreau. Ho, potolește-te, gata, pâr cu tata, pâr. Ce ai zis? Aoleu! Bă, gata că mor! Doamne, ce handicapată e! Nu mai știu nimic. Aha, aha. Ho, bă, terminat-o, gata că n-am, nu mă joc, ho, nu mă joc cu țăranii, ho, gata. Ce-mi place să-i dau bully. Ho, că doar în apă nu poți să-mi dai. Zici tu? Da, fata, încearcă să dai mine, că nu pot. Ah, what the fuck! Deșteptule, ce ești? Oh, bă, tu gata, oh, că nu sunt aici la țară nimeni să... Aici la tactul. Potolește-te, ia uite, mă, ce mi-a dat asta. Bă, ce noroc are, că nu pot să dau. Bă, noroc mult mai are, mă. Ia, hai, ține de copilul ăsta, hai, ia copilul acum, hai. Ce copil, fata? Termină-te, mă, tată, termină-te, că eu am alte treburi. Nu mă, voi sunteți femeile. Cu, te duci după... Hai, zi, că ai vrut să zici, zi. Vrei să zic? Hai, zi, ce ai vrut să zici, zi. Te duci după pizda la altele bărbate. Aaaa, zi-s-o pe față. A zis-o pe față. Nu, păi mie îmi place să te dau așa pe față. Doamne. Băi, fată, bă, vezi că mă enervez, te au la cules de prune, vezi. Uite tu la cules de căpșuni. Bă, dar terminați-vă, că deja mă enervați, ou. Pă bune! Păi, dar dacă ești și tu gură spartă. Ia, vezi să încerc eu? Vorbiți în pana mea urât, aud copiii ăștia. Bă, dar terminați-vă, bă, că nu mai pun de nu faci potolii. Bă, potolitule, tu mi-ai zis, eu ți-am zis pe față, mi-ai plăcut. Gata! Și tu mi-ai băgat copilul în apă? L-am băgat în...
Ia vezi că deja mă enervezi, păi te-ai angajat să ai grijă de copil. M-am angajat? Vezi că te dau, vezi că sun la poliție. Auzi, dacă le zic pe ăla de la poliție, vezi. Vezi că nu știu care stă în casa mea, nu cred că stai da, în casa fat-o, ta, las că da? Plecăm noi azi de la tine din casă. Pe tine te dau afară, pe Bianca și pe copil lăsa aici. Da? Bine mă, da. Fatu, dă-mă afară că eu plec cu toată familia. Du-te, duce-te, ai... Dragul, te duci, ia da? Și copilul tău. Așa vorbe, da? Aolo, la fel ai rămas bufatul. Păi de-aia nu te place nimeni, mă. De-aia fugă ăștia de la sindicat de tine. Tine dă umblă cu toate. Ce prost ca mine, mă. Unde umblu eu cu toate, mă? Unde umblu eu cu toate? Să faci tu spume? Umblu eu cu toate? Păi dacă ar fi să luăm așa Bianco. Și tu umbli cu toți. Ia, mă, ia, dacă păi spui cu cine tu că nu e, jurete. Jurete că nu umbli cu nimeni. Oh, că doar la țară e cu jurat cu dalea. Oh, nu, e doar la țară, prințule. La țară, la voi acolo, la... Fudulea. Jurete. Bă, iată-și mă. Am o gata, terminați. Juratul e la țigan, băi, la rom, de fapt. Ai ceva cu tata-tata-i țigan, ia zi. Nu, că sunt și eu țigan, că mi-l da, mă, da, tu ești. Jură-te că copilul. Hai, jură-te. N-ai să te jură că moară. Bă, poate... Jură-te. Deci să moară de, de nu iau copilul și plec. Jură-te aia de jos dacă umbli cu altele. Să-ți moară la intrare dacă umbli cu altele. Oh, că... De aici am murit destul în, în tine, mai am să-i zic, dar nu. Nu mai e cum a fost. Olo. Mai e greu cu astea. Mai e greu cu astea, da. Că da, bun. Aprobă aici. Voiam să vorbesc și eu ceva cu Bianca, nu mai vorbesc da. Cu tine, că nu mai am ce să vorbesc cu tine. Valentine, stai. Ce să mai vorbesc? Mi-a băgat aia copilul, doamne, doamne, stai să plecăm noi de la casa asta, să ne găsim o dată, că nu știu ce face Zain, handicapatul ăla, că deja mă enervează, încerc de două zile să dau de el, să-i zic și lui Ape, ca auzi, mă caut APK, să-i zic și eu lui Zain, dă-mă și mie tată o casă, mă caută și mie o casă ca lumea, mă, mi s-a luat, pe bune. Vreau și o casă ca lumea, mă, fată, înțelegi? Înțeleg. Să stăm și noi undeva unde să nu vină ea îmbrăcați în roșu, să nu vină poliția. Păi aseară a venit iar poliția, mă, la ăștia alea da raid. Doamne, nu mai suport, pe bune. Data viitoare când mă mai pui să jur, o să jur pe tine, bine? Ca a doua zi o să moară. Bă. Hai că mai am două minute, în două minute trebuie să fiu la APK. Voiam să zic de Gina și de Sara, în mare parte. Așa, spune. De cap pe ăsta, dar nu știu dacă el e de vină sau cine o fi de vină. Tot îmi zice mie de cap pe că, oh, că doamna Sara, că nu știu ce, că nu știu cum. Știi ce zic? Ce să fie de vină? Nu înțeleg. Au, las așa. De cape mă tot sună, mă, tată. De cape, îmi zice de Sara că vorbește cu un apel anonim, care apelul ăla anonim a fost de la Gina. Să-i spună cum nu știu ce, să-i spună nu, cum nu știu cum. Și acum nu știu care dintre ei, eu zic că toți de acolo din spital sunt mână în mână. De la ăla, cum îl cheamă? Scană, liderul ăla MS, sau cum îl cheamă? Scană, Cană, sau cum îl cheamă? De la ăla până la Sara, Gina și toți aia care mai sunt. Zic eu, e întreagă familie acolo, mă, mâncați aici gura ta, de nu uite-te acolo la mine. Atât zic. Nu știu ce să fac. O să iau oricum astăzi legătura cu APK. Doamne, cu DKP. Și după mă duc la ba nu, mai întâi mă duc la APK și după mă duc la DKP. Vezi ce faci cu nebuna asta, că vezi la ce nebună e asta, mie că mi-o moară copiii. Nu știu că are mai multe griji decât ai tu. Cine are mai multe griji? Are mai multă grijă de copii decât ai avut tine. Da, mă, da, are mai multă. Păi da, scuză-mă pe mine că e femeie. Femeia întotdeauna o să aibă grijă mai multă de copil decât bărbatul. Noi bărbații... Noi... Ce noi? Ce? Păi noi bărbații, bă, îți dai seama, mai greu cu copilul, mai... Ce, cum e greu? Tu nu mai dai și pleci. Băi, păi știi cum e regulamentul în casă, da? Bărbatul aduce hrană, asta e de pe vremea... Bărbatul aduce hrană, da, femeia are grijă de copil, gătește, nu? Da, tu dai și tu pleci, este? Ce, mă? Tu dai și pe ce sunt câine să dau și să plec? Dai și pleci. Mamă! Dai și pleci, asta e. Dau și plec? Uit că te-am văzut! Glumesc, bă. Mă rog. Hai că fug la APK, că mă așteaptă ăla acolo, mă omoară. Stai, mă, eu vreau să te întreb o chestie. De Venom, nu ți se pare că l-ai mai văzut în ultima perioadă, se comportă foarte ciudat, are nervi în continuu pe acesta. Știu că e Venom, știu că se comportă ciudat Venom.
Păi și înainte mai era așa. Și ce să-i fac eu acum? Cine știe? Poate... L-o fi luat extraterestri, nu știu, zic și eu. Poate lor fi, poate i-or fi făcut aia ceva de la, cum se cheamă, de la aia de acolo. A, stai că Bianca nu cred că știe. Tu știi, nu? Ce? De la restaurant în subsol? Dar nu, cred mă că i-a făcut ceva mă ea, lui Venom. Nu știu, astea saburel, sunt prostii. Ce restau? Stai că tu nu știi, ce nu? Ce să știu? Ea nu știe de restaurantul ăla ce-am găsit noi jos. Ia, acolo, nu? Știu? Astea zic. Fieți atenți. Unde? Uite astea, gen. Nu cred că știe, nu cred că știe, nu cred că știe, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu cred că știe, nu cred că știe. Băi, ai zis lua pe cacă, te juci la el. Da mă, gamer, știu că mă duc la el. O, ai răbdare, o leacă. Spune de Luci, mane, ăla nu e Venom, e clonă. E, nu e Venom. Bă, vorbește astăzi sau i-a venit la ce mă? Vorbește astăzi sau iar te uiți la mine? Că lasă că avem o grămadă de timp. Avem o grămadă de timp. Hai că trebuie să fug la a pecat, Dumne. Tot din trei e făcut. Hai că vorbim după mai multe, bine? Iar te duci tot. Păi nu, dar bă, fii atentă. Dar nu am timp să-ți explic, mă. Fii atentă, ok, ia poza asta. Și ceva, ia poza asta. Iau, iar mă striga aia. Doamne. Ia poza asta. Vezi? De. Ulu, ce vrei mă, fată? Am și o întrebare. Nu nimic, unde e Finu? Fitu e sus, l-am lăsat. Zi, că... zi. Ai am? Am un laps. Mă duc la baie, revin. Ai mai aflat ceva de bunker de asta? De ce vorbisem noi atunci? Ce să mai aflu mă, fată? N-am mai aflat de nimic. Mă întrag una, încerc să uit de alea. Încerc să mă bazez pe familie și pe mizerie. Mizerie? Ce mizerie? Te bazezi pe mizerie? Da, mă, mizerii de-astea, mă rog, nu contează, nu. Poliția cu astea. Exact, poliția cu raidurile, cu alea. Am vrut să zic mister, dar... Cam am avut și el probleme cu poliția, cu Venezuela, cu alea. Cu alea, cu alea, cu alea. Ia zi, altceva? Da. Asta vreau să te întreb, dacă ai aflat, dacă te-ai interesat, că după că ți-am zis de faza cu Gina, dar nu știu. Mă rog, nu știu... Dacă nu vrei, nu te mai interesează, e ok, dar gen... Păi da, nu, păi da, mă interesează, dar... Ce vrei acum? Cum vrei? Vreau asta să dau de Gina. Dar o să mă duc să dau de Gina prin Sara, că o să-l sun pe DKP să-i zic să-l întreb de Sara. Dar acum trebuie să le iau pape cal. Iau pape cal, duc la mafie și după care mă duc să-l sun pe DKP să-i zic că vreau să vorbesc cu Sara. Ok. O să vedeți. Mă rog, te țin la curent. Dar tu de ce ești așa interesată? Tu ce, mai ții legătura cu Gina? Nu e vorba că mai țin legătură, dar tu mi-ai zis că o să te duci și o să vezi gen, o să păi afli, da, pentru păi că da, m-ai da, făcut păi curioasă cu chestia da, asta. Da, mă, te-am făcut curioasă, mă, dintr-o dată, mă. Parcă văd că face asta poate ceva. Poate ia, habar n-am, nu știu. Nu, parcă văd, parcă văd. Da, mă, David, știu că ai glumit, știu, ți-am citit comentariile, trebuie. Ia zi, mă sună să hai că vă, trebuie să fug. Alo, rege, ce faci? Ce faci, fratele meu, te pup. Te pup, rege, te pup, ce zici, că ești bine? Toate bune? Sunt bine, sunt como se dice in italiano, de la foarte bine în sus. Auzi, bă, eu venim până aceea pe aeroport să ridic așa un colet. Pentru că l-am rezolvat eu, că era nepoftit. Și dădui de cineva, am aceea o surpriză pentru tine, dacă vrei să vii să vezi. Aoleu, ai dat de cineva la aeroport? Ia dă-mă, dă-te în dreapta, Luciane. Păi oricum la aeroport veneam, bă. Oricum la aeroport veneam. Hai, vorbim. Pe unde vrei să te duci? Ne venim la aeroport, ne venim la aeroport. Ne venim la aeroport. Da, vezi că sunt sus cu el, nu jos. Sus pe autostrada asta nivelată. Cum să spun eu ție? Ce mă? Mă, nu ești la aeroport? Mă, la aeroport, dar știi că jos e stradă și sus e o autostradă suspendată cumva, pe partea de sus să vii. Ce mă? Mă, nu ești în aeroport? Ba, nu în aeroport, mă, omule, mă, sunt la terminal aici și unde scrie Arrivals, așa, Arrivals. Ah, gata, știu, gata, ne vedem acolo. Așa? Ba, știu unde, știu unde, știu unde, știu unde, știu unde. Hai să-ți umpă de cafea acum, să-i zic că vreau să vorbesc cu Sara H. Unde mă de cafea? Măi, eu n-am numărul de telefon, l-am numărul de telefon, alu de cafea. Ia pe K? E regele, mă, regele a pe K, mâncaie-și gura lui.
Regele APK, mă! Da, bă, salut, ce salut! Te pup de cap aici, te pup de cap aici, mă auzi ce faci? Te aud, te aud, bine! Pe aici, pe mamă, bă, dar nu mai mașini de astea cu motor puternic, bă, de-alea pe alea, că mă mai aud pe mine, frate. Hai să schimbăm, hai la gara. Te urmărești o mașină? Ce s-a întâmplat? Fii atent de capeule, opa, mă, cam urmărești o mașină. Bravo, bine punctat, bine punctat, Adam Damian, bravo, Adam, bravo. Da, ce s-a întâmplat? Wow, cum te-ai pus așa? Ia mai pune-te odată. Regele, suntem mafia! Bam, bam! Trage, trage, glumezi, nu trage, nu trage, chiar îți face reclamație. Ia, nu mă, nu, wow. De capeule, vreau să vorbesc cu Sara H. E la spital, Sara? O să transmit atunci să... Bun, fii atent că în vreo 15 minute vin la spital să vorbesc cu Sara, ok? Bun. Să-i spui să rămână la spital că vreau să vorbesc ceva cu ea. Spune că e ceva important, că am aflat ceva despre ea. Bine, o să-i spun. Te pup, hai. Hai că vă las. Sau să nu-i... Sau să-i zică doar că vreau să vorbesc cu ea. Să-i zic doar să vorbească cu ea, că cine știe, poate o interpretează greșit și după se sperie femeia. E, lasă, că știe că... Oricum mă știe Sara, ești nebun. Știe Sara de ce sunt în stare, adică vorba aia, am fost și la hotel împreună eu cu Sara, ești nebun. Lasă-mă că iau eu. Oh, scuze. Dă-i, Luciane, dă-i, cum am dat în... mama. Bă, vezi că tu ai zis-o. Păi, vezi, știam ce urmează. Te cunosc prea bine. Uzi, ieri peste mine ai dat, nu m-am supărat, te pupar de bai. Cum adică am dat peste tine? Unde am dat peste tine? Cum așa peste tine? Ce am făcut? Așa am făcut? Ulu, hai să mergem. Bă, păi cum îmi iau pe DKP, pe APK, mă? Mamă, iar o să mă încurc în DKP, APK. Doamne, bă, ce urăz, bă. Cu patru locuri? Tati, oprim... Da, hai la garaj și scoți o mașină, hai. De 4 locuri, sau măcar de 2 cu 2 și mergem 2 mașini, că n-avem loc. Păi am și așa șatele. Mergem cu ăla pe zi. De ce nu mai iei, numai Bugatti-ul? Păi e o mașină rapidă, vrei să iau Porsche-ul? Ok, uite, pentru tine iau Porsche-ul, gamer. 793. Mă, zi, mașina aia care ne-a urmărit, ești proști? Cu un garaj mai refer. Ne vedem acolo, sus să vii. Uite, pentru tine am la Porsche-ul. Na, vezi? Am la Porsche, am făcut de accident. Dacă eram cu Bugatti, nu mai făceam accident. Glumesc. Trebuie neapărat să-mi iau altă mașină, mă, chat. O mașină din asta off-road și de 4 sau 6 locuri. Cred că o să-mi iau un 6, un 6x6. Ce spuneți? Să ne luăm și noi un 6x6? Bă, bune, merită să ne luăm și noi un 6x6. Oricum, astăzi trebuie să trecem și pe la Zeinicu, mâncă-i-și gura lui. Bă, deci dacă nu e Zein, uitați-vă acolo la mine, îl sunăm pe WhatsApp, ați auzit? Sau nu pe WhatsApp, pe numărul lui. Deci dacă Zein nu e prezent pe oraș, îl sun și îi zic: Zeinule, e groasă treaba. Numărul de matriculare? Nu e, de ce să-l dau jos? De ce nu-ți iei 6x6, zice Gabi? Oh, Andrex Ro, regele! Te fumă, Andrex Ro! Regele Andrex Ro, bă. Vremurile alea bune. Andrexule, fii atent că tu e singurul om care poate să readucă vremurile alea bune, cum erau înainte pe vremuri, pe One Tap. Pe One Tap, pe alea, bă, Andrexuțule, bă. Stai, mă, te muști, te duci din oraș, ce faci? Ce va, mă, tata? Unde, mă, unde e surpriza, ia? Ia uite aici și am un iPhone 16 să-ți dau. Pe aici, mă. Ce, mă? L-am adus din China, n-auzi. Ce face? Bă, tu surpriza asta nu ai adus-o, mă? Bă, glumești, mă. N-auzi, bă. Glumești, nu? Uite, bă, deschide cutia asta, fiu al dracu de nu deschizi cutia. Bă. Am fost în China special pentru tine, acum într-o zi, două zile cât așa, am zburat cu avionul, cu racheta lui Elon Musk, cu ăștia, uite, ți-am adus iPhone 16 special pentru tine. Auzi. Bă, ești prost la cap? Eu bă, arată... Aaaa, APK! Eram sigur, nu știam. Bă, ce-i mie farță? Fine al nebii să fii. Ce famă, rege! A venit regele! Bă, dar fii atent. Bine ai venit în Venezuela. Două secunde, stai, deci nici bine n-ai intrat pe ora, stai. Întrebarea... Regele! Unde băgăm bagajul ăsta din Venezuela? Bă, jucătorul mare. Bă, tu ce CNP ai? Uite, la aeroport, trebim pe... 37? APK. Aaaa, scuze, nu știam eu pe cine băgai. Am băgat un... Știu că
Te pup, bă, regele APK! Bă, ce mă bucur, bă, locul tău e aici, băi, APK-ule, locul tău e aici. Fii atent, știi ce vreau să spun? Suntem meci. Bă, meci, suntem meci, dar vină-mi cu astea, fratele tău, în brațe, mâncați-i gura ta. Stai să las bagajul, aici e. Vină-mi cu astea, în brațe, mâncați-i gura ta, APK-ule. Vino-mi cu a doua. Oh! Ne punem cu d-alea pe, pe mâini pe fund, alea, alea. Salut, APK-ule. Te pup, APK-ule, mă. Te pup. Bă, bă, ce mă bucur, bă, regele APK, mă. Bă, nu mai... Mai lipsește să vină și Monk și gata. Vezi că ai venit la țancă? Vezi că ai venit la țancă pe 6 martie acum, miercuri. Când pică? Când pică? Miercuri ați să pică 6 martie, nu? Da, da. Mamă, se reface. Te pumanule, a venit regele pe oraș. Gata. Poliția dârdie. Acum o să dârdie poliția, să știi de frică. O să trebuie. Da, întrebare. Ia zi, rege. Sunt ce mafie? Ce-ai zis? Vorbim noi. Ce-a zis, mă? Vorbim noi. Azi vorbim noi. Ce? Nimic. Bă, ce mă bucur. Stai așa să vezi când o să facem recrutările, o să... Bă, să vină și Monk. Mamă, regele, rege, să vină și Monk. Dar Monk care e în banan, Monk? Bă, eu ți-am zis, bă, aici ți-e locul, bă. Stai să vezi ce mișto. Deci cât timp ai lipsit? Bă, dar reuniune de familie bă, aici, bă. Cât timp ai lipsit tu, s-au făcut o grămadă de asfaltări pe oraș. Bă, d-alea mișto rău de tot, mă, mișto rău de tot. Bă, bine a venit APK? A venit regele, bă! Ce zici, APK-ule? Te urmărește mașină? Mamă, de cât reuniune de familie tu de aici. De cât timp nu te-am mai văzut, mă? Nu are bani, Monk? A, e perfect. Te pup, Sara Maria, ce zici, mă, Regino? Bă, unde bag show asta, că ai pe cape? Unde vrei tu? Nu contează, mă. Hai, bagă unde vrei, ia pe caule. Bagă unde vrei. Uite, poți să o bagi aici. Bagă și aici, bagă în, și bravo, îți bagă în mașina asta. Sărut mâinile, domnișoară, sărut mâinile. Ce ești putut în cap? Ah! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ce faci? Te-ai bănit în cap, ei. Rusu? Dacă văd la mașină. Rusu! Rusu! Ce, mă? Iar a intrat în bilet. Rusu! Te pup, Rusule, te pup. Ce faci? Pe caule? Uite bine, tu? Mă bucur să te revăd și pe tine, reuniune de familie. Auzi, Rusu, te rog, e frumos. Bă, de că nu te-am Rusu, mai văzut Rusu, am o rugăminte la tine. Uite, te rog, poți să-mi faci o chestie aia cu... Bă, te rog, te rog, o dată și mă potolesc, promit, te rog. Da, te rog, hai. Ai telefon? Da. Ui, ia-mi și mie numărul. Dacă ar mai vedea hai, ultima oară, te rog, te rog. Și băi, Alin și Oleac aici, ascultați aici, APK, ascultă aici, ia. Ia, zi. Du-te-mă, gata. Bă, omul ăsta e ireal, mă. Omul ăsta e ireal. Hai cu mine, rege, hai cu mine. Bă, deci fii atent. Hai că trebuie să mergem la un depozit, ia meu. Ce depozit, mă, de-al tău? Lasă depozit, te duc la Venezuela. Rusule, ne vedem mai târziu, bine? Unde mă vrei? O să am o treabă cu tine mai târziu. Vezi că la un... și eu am o țără treabă. Un 9 jumate, cam așa, Rusule. Trebuie să discutăm ceva, Gerule. Gata, rege, gata. Bă, dă-i acolo unde ți-am pus. Te pup, Patrick, hai, te pup. Scuze că am dat peste tine atunci. Vin eu cu mașina în spate. Ai auzit? Hai, Rusul, deci pe la 9 jumate mă sun, da? La 9 jumate mă sun. Da, mă, da. Hai, te pup. Oh, BMW, femeie, alea. Vezi că Rusul trebuia să se nască femeie, Rus. Ai auzit, mă? Da, zi. Du-te acolo, că chiar am ceva important în depozitul ăla. Gata, mă, cum zici tu? Deci trebuia neapărat să se nască femeie, Rusul. Ce, mă? Ce? Putem să înființăm Los Corleones acum, oficial. Hă? Păi? Păi da sau nu? Ce, mă? Ma. APK fără Los Corleones fără APK nu-i Los Corleones. Nu mai, exact! Los Corleones fără APK nu mai... Ma. Taci, mă, din gură. Vezi că ieri, pe condusul meu, am luat un voucher de 300. Vezi? Și vezi că eu sunt prost la condus. Vezi? Bă, era Rusu, mă. Bă, e real, eu nu pot să înțeleg cum poate să facă așa ceva în viața reală, gen. Cum poate să, gen, să facă vocea atât de subțire? Bine, nu e o chestie, wow, că și eu am vocea aia de film, știți? Și eu am vocea aia de film care se minunează unii oameni când mă aud, știi?
Da, bă, să vorbești ca o fată, mi se pare ireal. Și ce mai faci? M-am îndrăgostit rău de tot de rusul. Știți că eu sunt pe invers chat, okay. Glumesc. Am glumit, mai glumim și noi, mai alea. Gurbalele. Ce? Ce depozit ai, mă, tu aici? Aici? Hai că trebuie să te ducă, aici. Trebuie să mă văd cu DKP eu. Ce depozit ai? Vezi că nu e același map de la cap orașul tău haze. N-auzi, mă, tată. Diferă orașele între ele. Ia să spun un mioveni aici. Hai, mă, aici. Le dai bancul împrumut și n-apoi n-o-ți mai aduc. Bă, dar de ce-s trei oameni aceia? Mă, tată, se oleacă că... Stai că... Cred că am bodyguard aici. Wait, o să iau la un... Ok, știu, Dorel? Știu. Aici e depozitul meu. Iar am dat... Deci nu pot să cred. Să-mi scot ceva de... Iar am dat leak la... Doamne, bă, deci nu știu, mă, cum dau eu pe live leak-urile astea, mă, chat. Ăsta de la ce e? Băieții mei. Jaful la Fuente, Blanca? Vezi toate... Jaful la Fuente, Blanca? Bă, mă auzi? Bă. Da. Și aici sunt bodyguardii mei. Oh my god, am dat iarăși. Am dat iarăși, Doamne. Bă, dar cum reușesc, mă, tată, să dau eu leak la așa ceva? Cum ai ajuns aici cumva, mane? Păi dacă e hitban... Bă, băiatule, pe stropela îl urmărește așa, nu pe mine, că el e angajatul, el e... Păi eram după voi, dar m-am pomit că a încercat să-i pune din grup. Bă, stropela! Da, bă. Luci a confundat persoanele, mă urmărește pe mine, o să se urmărească pe tine. Acum ați dat ea după gurul tău, a? Luci, ce, mă, pe ăsta? Am înțeles, a început să te placă pe tine mai mult, înseamnă. Cred că... să se ducă la tine, nu la mine, că eu nu-l plătesc. Cred că i-a plăcut să aibă grijă de copilul tău și ar vrea să se joace de-a tigru și tigru ai dat cu tine. Erai master pe ăsta, înainte. Stai, mă, că... Locul lui Bianca. Hai, vezi ce faci, te pup, rege. Du-te la stropeală, Luciane. Că el are nevoie mai mult, eu sunt cu apă pe cap. Scuze. Bă, nu vă las la bătaie, nebunilor. Dar voi de unde știți, mă, unde sunt eu, mă? Ia că mă enervați. M-ați urmărit, a păi venit da, băieții mei. Păi da, pentru că ăsta și-a lăsat bagajul la mine. Au venit bărbații mei, este? Tată, mă, polotiți-vă, poliția, alo. Ai un noroc cu zi să trăiești, te pup, rege. Te pup. Ai un noroc. Mi-am luat tot. Ai un noroc. A confundat. Ai nevoie de ceva să-mi zic. Uzi, poți să te întâlnești sâmbătă cu Monk pe Fuplay, tu? Hai, mă, că ne întâlnim, bă, dar sigur joacă Monk pe Fuplay. Bă, ia gata, bă, hai, ia-ți asta că avem treabă, eu am treabă cu DKP, hai că mă înjură ăla. Hai, mă, nu mă duci acolo? Unde acolo, mă? Ai zis undeva că trebuie la Venezuela te duc, să vezi noua casă la Venezuela. Dar vezi că eu nu ți-o mai prezint, o vezi singur, da? Îți iau după reacția dacă vrei. Întreabă-l pe APK dacă gata cum azi. Dacă nu e aia de la 27... Bă, tu te mai duci pe orașul ălălalt? Sau gata? Gata, îi. Ce oraș? Păi mai pleci de aici? Te mai duci pe aeroport să zic sau aici rămâi? Gata. Păi, eu de ce crezi că am venit? Hai, bă, deci ți-am zis povestea cum ce s-a întâmplat? Ia zi-mi povestea. Bă, deci fii atent, am găsit un loz în plic, știi, pe jos, ce nu era desfăcut. Și când l-am deschis, să scrie ca mașina cu aia. Ce? A, credeam că s-a... Așa, zi, ai găsit un loz în plic? Și știi ce am găsit în el? Salut din Jack, te pup, rege! Stațiunea Banat, permanent. Deci ai găsit un... Acum am prins! L-ați auzit, mă, fițaniți! Deci, Vianen, tu ai găsit un... Unde e? Pe orașul ăsta sau pe orașul ălălalt? Pe ăsta. Deci ai găsit un loz în plic câștigător? Tu fericit că o să câștigi 10 milioane de dolari, ai deschis lozul în plic și scrie excursie în Banat, nu? Pe nu, stațiune și eu dacă... Stațiune, scuze! În loc să te duci în Hawaii, te-ai dus în Banat. Ba nu. Te-ai dus în Banat. Stațiunea din Hawaii, bă. Nebunule. Vezi? Hai, vezi ce faci? Vezi că băieții mei sunt acolo, regii mei? Ia uite-l. Uite, normal că îmi pornește mie Mixview, păi se putea. Trei, domnul Gelu. Vă pup, regilor, vă pup. Ce faceți? APK? APK! Vi se pare clona lui. APK, regele! Hai că fug la DKP, vorbim mai târziu, băieții. Hai. Dacă mai vine poliția, l-avem pe DKP. APK l-avem. APK, mă, nebunule, nu DKP. Bă, vezi că n-ai picioare, prostule, vezi că pleci iar în Banat.
Băi, ați văzut, mă, că n-avea picioare, mă, ăla, mă. Bă, iar pleacă, mă, bana, vă zic eu, uitați-vă că ăla la mine. Excursie la munte a luat APK Uzi. Nu, a luat în Banat aici. La Hotel Banat. Hotel Banat. Bă, dar vă vine să crezi că există Hotel Banat? Arde, arde tel. Aoleu, trebuia să-i cer numărul de telefon al lui APK. E, lasă-mă că nu e problemă. E bun, ca, nu e, mă, problemă, mă. Nu e. Iah, zice Sara. Ce-i Sara? Ce-ai? Mai ai nebunel de-astea. Ți-am zis, da, v-am uitat, bă. Mamă, nu mai, gata. Gata, în curbe nu m-am mai păceat, că e jale. Bă, moftimă că nu i-am luat numărul de telefon. Bă, dar iar vine, mă, Luci după mine, bă, dar nu... Nu are, bă, Luci ce face decât să mă urmărească, bă. Mi s-a luat, mă urmărește prea, prea așa mă urmărește. De ce m-o fi urmărind el, nu știu. Ce vrea de la mine de mă urmărește așa? Ulo, o mama. Na, uite, uite, terminat, uite, terminat de prost. El e hitman, mă, el e hitman, ești nebun la cap. Mamă, ce e în fața acolo. Na, că vine poliția la mine acum. Ce viteză mergi, mă? Terminat de hit, m-am mâncat vași gura voastră. Fiți ar terminatul de hit, m-am fiți ar terminatul de Luci. Împulțitule, intri în mine, ești handicapat. Na, mă, tată, mă, na. Conduceți cu viteză mare și tot dumneavoastră ne certați. Eu? De ce parcăm? Păi dar nu pe dumneavoastră, vă cer, pe ăla vă cer. Nu, dumneavoastră, nu cu dumneavoastră, cu domnul. Păi dacă au parcat ăștia în mijlocul cu drumul lui. Era parcat, era în parcat. Bă, sunt ăia în albastru. Pe contrasens, de-asta ce căutați pe contrasens? Pot să întreb și eu? Mamă, i-a luat! I-a luat! What? I-a luat! Oh my god, i-a luat pe ea în albastru! Pe sensul meu și am dat în cur. Bro, i-a luat pe ea în albastru! În primul rând, era roșu. Și în al doilea rând trebuia să... Ba, era roșu. Acum s-a făcut roșu, n-are cum să-ți fost roșu de atunci. Ia luați-l, domnul polițist, ia luați-l. Ia, ia, că se dă cu arma jos, oh my god, doamne, doamne. Ia, doamne. A, ai intrus, am să-ți dau intrus. Doamne, handicapat. Nu mă mai urmări. Că intri mine, nu vezi? Continuați drumul. Da, domnule, ne continuăm acum. Auziți, dar... nu, nu întreb ce se mlăcă după mă ia și pe mine. Nu întreb ce se mlăcă după mă ia și pe mine. Eu uite, mă, ați dat raid aici, a? Nu, s-a raid. Ia-te pe toate acolo, la perete. Puși cu mâini. Da, 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 da. Așa, domnul, să curățați orașul de răufăcători, da? Era ței nebii de polițiști proști. Curățăm noi. Ai de cap vostru. Uite, ăla face poze, cine? Salut! Să trăiți, să trăiți! Nu, nu, acum plecam, suntem gumiți! Suntem gumiți! Suntem gumiți, n-avem treabă! Nu facem nimica! Suntem gumiți! Întreabă-l de ce i-a luat? Bă, nu, 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 nu întreb că după o să-mi zică de ce vrei și tu. Nu, așa sunt polițiștii ăștia, sunt foarte răi. Sunt foarte toxici chat polițiștii. De asta nu supor. Hai să mergem la DKP. Nu, normal că mă urmărește Luci. Bă, nu mai supor, bă, frate. Bă, îmi vine să-l împuși pe hitmanul ăla, bă, nu mai pot. Nici dacă îl puneam pe Roni să mă urmărească așa, nu mă urmărește. E nebun la cap. Doamne, cine l-o fi băgat pe ăsta în hitman, doamne. Doamne, ce mă enervează că nici nu-mi virează mașina asta. Salut, Uzi, cum e Pateu de la Kaufland? E, Pateu, păi când ai primi voucherul ăla? La... Când, cred că peste 2 ani. Bă, tată, nu mă... Bă, deci nu rog eu frumos, odată mă mai urmă. Deci du-te la stropeală, că eu mă pot descurca singur, stropeală e ăla din sindicat. Mă duc, dar dacă n-ai dat în toate gardurile și în tot fără, este posibil până aici, a? Da, mă, eu am dat. Stai liniștit, că îi dau eu ca să intri tu. Care este cea mai rapidă a dumneavoastră? Bună seala, bună seala. Te pup. Ce face, domnule? Ce face? Te pup, te pup de cap pe multe. Cum ești, copii? Sunt bine, copii, sunt bine. Sara. Bine. Sara, avem ceva de vorbit, Sara. Răspunde. Doamne, bă, dar nu mai m-am săturat, mă, de tramvai, mă, nu mai pun, mă, frate, bă, nu pot să mă joc, bă, jocul ăsta liniștit, că dai de tramvai de ăștia de 40 de ani care sunt îmbrăcați în femei, mă, mâncava și gura voastră, mă, lași. Nu mușcă. Da, sunt... Doamne, bă, mi s-a luat de jocul ăsta, bă, frate, bă, bă, e ne-ok. Sunt doar așa puțin răgușită. Bă, și eu sunt pe invers, pe bune, și mie îmi plac, băi, nu, pe bune. Unde-i Sara? Sunt cu fete. Doamne. Haideți după mine. Doamne. Vezi că te caută cineva. Unde e Sara? Salut, Cană, te pop. Da, cum ai zis? Cană. Păi nu mă cheamă așa, frate. Scuze. Cum te cheamă?
Scană, S-C-A-N-E. Scană, scană. Scamă. Hai aici, hai după tine. Rege. Scană, scamă. Liniște. Bă, omule. Mască joșii. Doamne, bă, băiatule, bă, bă. Ei au grijă de oraș. Au grijă de oraș, mă, chat. Au grijă de oraș ei, mă. Au grijă de oraș ei. Gina, contractul. Gina, contractul? Ce ai făcut cu el? Gina, am nevoie de contract. Adu-mi-l tu repede. Bă, voi auziți sau eu sunt prost? Deci, voi auziți sau eu sunt prost? Ai grijă când intri în spate. Ce-i? Ești prost? Gii, v-am zis care puțină treabă, doamne. Deci, tu chiar ai avut dreptate. Zilele astea de mai bătut toată ziua la cap, că apelatul anonim e Gina. Tu ai auzit ce vorbea Sara? Da, am auzit. Tu ești prost? Eu v-am zis, dar nu mască. Ascultați că încă vă... Contractul rămâne la tine, dar trebuie să-mi-l aduci mie zilele astea. Ce mă? Da, te bag înapoi. Fii aici la mine. Ei zis că vreau să vin? Da, 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 numai că o zici că ai pe cetea. Da, bineînțeles. Rămâne cum am stabilit. Ei poți numele de 30 de ori. Deci chiar... Ce mă? V-am zis. Acum mai ești pe inversia? Bă, spitalul ăsta nu mai ciudat sunteți, bă, de capeule, bă. Nu mai ciudați aveți în spitalul ăla. Aia e pe invers, e femeie cu femeie, ăla e îmbrăcat în femeie, deși e bărbat. Taci, ai ieșit? Nu, 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 are treabă, trebuie să caut niște acte pentru polițist, pentru un fost coleg care are caz. Bă, dar nu pot să cred că tu chiar m-ai bătut la cap zilele astea, deci m-ai bătut la cap. Că, a, că Sara vorbește cu Gina, a, că Sara vorbește cu Gina, că Sara vorbește cu Gina. Eu nu te-am grijă să moară băieții mei, până azi, până azi. De-aia am și pus titlul ăsta la live, de-aia am și pus titlul ăsta la live. Când v-am zis, dar dumneavoastră, nu, că n-ale, cum? Și ce, că vreau să o angajeze înapoi, din câte am auzit acum. Păi, cum adică, Gina nu, e, păi Gina e angajată? E la același spital din Paletă, dar vreau să o aduc înapoi. Păi de ce să o aduc înapoi? Bă, sub aprobarea cui, mă? Asta a luat-o razna? Păi nu era vorba, parcă astea două nu erau dușmani? Ia, du-te în birou, du-te în birou și hai să vorbesc cu ea. Da, fii atent, ne prefacem că nu știm nimic. Du-te în birou și spune că a ajuns domnul Gelu și vrea să vorbească, dar nu-i zici nimic, nu-i zici nimic, nu-i zici nimic de mine. Tu nu mergeți să donezi prin pe super chat, ce mă enervează? Cum, Ninja Jack, nu merge să donezi prin super chat? Imposibil să nu poți să-mi donezi. Bro, du-te, nu, nu, că nu vreau să pară că am ascultat-o. Nu vreau. Erau bine zis, du-te la celălalt spital, bradăre. Dacă ea vorbește de la, de aici, înseamnă că e în Paleto. Puteți intra. Ok, o să mă prefac de parcă nu știu nimic. Deși o să o întreb de Gina, dar așa spre sfârșit. What the f... Da, bună seara. Bună, Sara. Stropeală, doamne, sunt împirău de tot chat, eu v-am zis. Bă, uzi, pari așa supărat? Adică să par supărat. A, în roleplay gen? Să, păi și de ce să par supărat? Să-i zic că ce? Oh my god, uite ce prost e Luci. Două secunde. Nu, sigur. Că îmi strici planurile. Ce nu fac? Nu veni. Doamne, bă, Luci ăsta trebuie să stea lângă cineva, doamne. Bună, Sara, bună. Scuze, vorbeam aici pe telefon. Sper, cu ce te ajut? Păi, e voie să te întreb și eu, e tot în regulă? Mamă, nu, nu, da, nu. Da, e tot în regulă, de ce? Bă, eu sunt bâlbâi rău de tot, o să mă dau de gol chat, că sunt prost eu. Știi, Muzi? Ți se trage la prea mult pateu. Voiam să vorbim, nu, gen, voiam să zic că sunt ok copii, sunt, e tot în regulă. Da? Am uitat să-ți spun să-ți fac programare, să vii cu ei la vaccin. Da, sigur vin la tine, handicapato.
Oh, mă sună Manu. Trebuie să vii cu el la vaccin pentru ca să nu se parazitări din astea. Da, vin cu copiii mei la vaccin. Hai că vin, handicapaților. Sunteți toți psihopați aici de la spitalul ăsta. Ce mai faci, cum mai ești? Cum se simte doamna Bianca după naștere? Da, se simte bine, se simte bine. Ce vreau să vă mai, ce vreau să-ți mai zic, Sara? Eu în tine pot să am încredere, nu? Sigur, spune. Bă, toată încrederea! Deci toată încrederea, da? Da, spune, s-a întâmplat ceva? Spune, spune, Geru. S-a întâmplat ceva? Păi s-a... mă tot sperie așa, Bianca, nu știu ce e cu ea în ultima vreme. Bag o leacă de vrăjeală, cear, ca să pot să ajung la subiectul cu Gina. Ce? Se simte rău, ce? Creier, uzi și cu vrăjeala lui. Că se manifestă altfel, să știi că e normal după o naștere. Da? Da, e absolut normal. Da, păi că se comportă ciudat cu tine și așa e ceva feminin, mental după ce naști. Da. Tu în rest ești bine, Sara, nu? Da, bine. Chiar mă bucur, chiar mă bucur. Stăteam așa și mă gândeam dacă ce o mai face că n-am mai dat de mult de ea. Știi de cine zic, nu? Cine? De Gina, oare ce o mai face? Mai știi ceva Gina de ea? Gina nu lucrează ca medic. Gina nu mai e ca medic. A fost dat afară. Păi nu mai e în paleto? Nu. Cum mă, nu? Din cât am înțeles eu, nu. E, nu, handicapat. A, dar nu știu cum o cheamă. Bă, ce aiurea, mă. Își făcea bine treaba. Cum o chema parcă pe Gina? Stai, cocau. A fost dat afară, mă! A fost dat afară, mă! Buletinul ăla special? A fost dat afară, mă! Nu. Lasă așa, mă rog. Deci de asta voiam să vorbesc. Trebuie să-i dau ceva pastile. A fost dat afară, mă! Bă, ce mincinoasă, mă! Am pierdut-o și pe asta, mă! Am pierdut și pe asta, mă! Ce pastile? Cui să-i dai pastile? Alo? Dacă te referi la domnișoara Bianca, nu. Da, pastile, ceva, că o ia razna, că nu știu ce subiect să vorbesc. Nu, este ceva normal, care are de-a face cu mentalitatea omului. Bine, mă, Sara. Dacă îți mai trage câte una, că am văzut că e așa mai directă, să nu te sperii. Ce mincinoasă, of. Urăsc femeile mincinoase, urăsc rău de tot. Mai ai grijă dacă te ia la bătaie să nu te lase pe jos. Nu, că nu, că nu o las eu. O iau eu după la bătaie, dacă știi ce zic. E... Au. Păi ce faci, mai faci încă doi? Încă doi? Adică? Păi... Ce faci, mai faci încă doi la bătaie, hau? E, lasă că rezolv eu. Sau bine. Mai grav, dacă ies trei. Ai grijă ce faci. Știu. Bine, măi, Sara. Dăm voie să te iau în brațe, că nu te-am mai văzut de mult. Și na, așa, obișnuia să fim prieteni. Ai mai făcut geno? Că părea te-ai s-a bombat așa, domnul. Care domnul? Să observe. Domnul, zic, domnul, s-a bombat. E bombat. Lasă așa, care domn te referi? Lasă așa, nu înțelegi. Domnul de jos, zic. Domnul de jos. Te-ai prins? Fundul, făfato, fundul. Ai fundul mare, ai făcut fundul mare. Doamne. Hai, vezi ce faci, da? Să mai întâmplă. Da, am grijă. Hai, te conduc. Ai treabă în spital? Nu mai am. Hai, condu-mă tu afară, că îmi place să fiu condus. DKP-ule, am rezolvat. Gata, m-am calmat. Adică e tot în regulă. Ok. DKP, mi-ai luat și mie halatul de la spălătorie? Da. Investial. Vezi că se văd șosetele? Știu că mi se văd șosetele. Mi se văd și chiloții, nu doar șosetele. Trebuie să mă schimb. Dar grav e când mi se văd chiloții plini de Nutella. Și să le spui celor de la pasă că dacă vine o doamnă roșcată să-i spui să se ducă la mine în birou și să aștepte. O doamnă roșcată. La revedere. La revedere, pa! O doamnă roșcată. La revedere. Hai să vorbim ceva, domnul Gelu. Să rămâne. Hai să trăim. Pe invers. Domn doctor. Spune. Domn doctor. Da, băiatul. Aolea, nu mai pot, mă. Cum o să fii femeie, bărba, mă? DKP-ule, sub cameră. Vorbim pe telefon mai multe. Bun. Da, mă, mâncați și gura ta. Bă, e ireal, bă. E ireal, bă, ce aud, e ireal, efectiv, ce au mâncat v-aș gura voastră.
Deci Gina e roșcată. Gina e roșcată. Bă, vă vine mă să credeți mă că Gina e roșcată? Ginuca mă, Gina. Gina e roșcată. Na mă, na, mai ziceți ceva mă, mai ziceți ceva. Păi ce facem acum? Că eu vreau să... Aaaa, ghiciți ce? Ghiciți și am uitat să pun pe ea, pe lângă cameră. Hai, cine zice primul, îi dau o informație utilă. Hai, ghicișe. Ghicișe, chat, ghicișe. Am uitat să pun. Te pup să răpare ce faci. Da, dar ce-ai păzit? Am berea acasă cu Alice. Ce? Ce mă? Lasă-mă pe mine. Ia-uzi, ia-uzi ce spune, cică, cică să, să-mi dai și mie numărul lui Luci Hitmanu, dacă poți, că... Nu mai zic, deci atât, deci te rog eu frumos. Are, are sau nu? Are suspiciunea că o înșel cu el, cu Luci, cu Luci Mârlanu. Ce mă? Auzi, dar Luci asta nu-i vreo fată? Nu e nicio fată, Luci. Bă, bă, stropeala, am aflat niște chestii, mă, mâncați și lasă-mă că numai de asta mi-arde, mă. Am aflat de Gina, mă. Ce-a făcut Gina? Care Gina e din băieți oraș? Cine-i Gina? Nu mai zi de Gina, că aude nevastă, ta iar te întreabă cine-i Gina. Prostule. Mamă, da, prost sunt, da, da. Nu știu, dacă vrei vin și vorbim la tine. Am pus camera pe, pe Sara. Vino, vino la mine, dar te rog eu frumos să explici, să explici și tu lui Alice. Te rog eu frumos că eu nu înșel cu bărbați. Nu, cu femei. Uite-te și tu ce spune. Cu Gina gelule, asta, vino. Nu? Gina e fata aia pe televizor? Nu? Deci Gina asta. Băi, bă, gelule, vino, te rog eu frumos să-mi poate explici. Unde ești, unde ești? La 335 acasă, la 335 acasă. Vino, te rog eu frumos să-i explici. Hai că trebuie să vorbești cu Zen. Hai că sunt bine, te pup, te pup, te pup, te pup, te pup. Mă rog, cât timp mergem spre... microfon. Da, mă, cea, Julie, ai dat informație utilă? Julie, te rog, sau dau eu? Ai dat tu informație utilă? Victor Borș a cumpărat să-mi luau specte, pupăm. Deci, ai dat informații, sper că ai dat informații utilă, da? Hai că ai dat, mă bazez pe tine, sper. Până atunci am... Să iau eu... Zane... Eu-l sun pe prostul de Zane, eu trebuie neapărat să... Sau, stai mă, că poate o fi pe server, mă, îl sun degeaba ca prostul, unde este. Ah, nu e Zane, nu e Zane pe oraș. Sunt și eu cu Iore, ce face domnul Zane acum? Domnul Zain! N-am mă chat ca răspuns! Domnul Zain, m-auziți? Alo? Alo, nu m-auzi? Alo, da! Ești idiot? Nu, nu, Zain, stai, stai alea că orice ar fi să nu înjuri că ești pe difuzor, Zainule, ești trezit acum de curând? Nu, da, cu două zile. Normal. Mamă, bă, tată, cine doarme, bă, la ora 9? Bă, Zainule, am și o rugăminte la tine. Uite, mă duceam aici înspre stropeală. Și, bă, ești nebun. Unde te duceam, mă? Mă duceam la stropeală. Dar ți-am zis așa. Să nu înjuri, ai grijă să nu înjuri, da? Te rog, mulțumesc. Așa? Și am vrut să te sun să zic că vreau să ne vedem neapărat. Să-mi găsesc și eu o casă, că cealaltă a cam raidat-o. Poliția și au raidat-o și aia roșu. Mâncați aici gura ta. Hai că te las să te trezești și te aștept pe oraș, bine? A, și vreau să zic că ai fost extras pe ăla și ai pierdut, prostule. Puteai să câștigi. Că e greu. Știi despre ce vorbesc, nu? Te pup, Andrei Nix, să-ți mersi frumos, subscribe. Știi, nu? Na, da, sunt mai bine, las. Hai, Zain, te aștept. Mamă, de-i rup, bă, Zain. Te pup, te pup, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bă, e rup rău de tot, bă, Zain, bă, e rup rău de tot. Dacă vă întrebați ce a pierdut, a fost ales la, știți că Zain peste tot participă, la evenimente, la d-astea, era, a dat Zasami un PC, din câte știu eu, pe Minecraft, cine se bătea la 1 versus 1 și prostul de Zain a fost ales, frate, a fost ales prostul de Zain să se bată și știți că Zain e tryharder, deci nebun pe Minecraft, bate tot, rupe tot. Și prostul, în loc să câștige, el dorme în cavaș gura voastră. N-am o situație. Bă, rip! Rip Zain, chat! Rip Zain! Ae, vedeți ce înseamnă să dormi, să-ți strice somnul? Bă, ce aiurea, bă! Și gata, pierdut. Păcat.
What the fuck? E bine. Uite-te bă și tu, gelule. Luciane, ce peste tot dau de tine, mâncați-i și gura ta, nu mai pot. Păi nu vezi zis, că fac mai zis că vina ăsta terminatului. Măcar s-a odihnit. Măcar s-a odihnit, bro. O, mai am zis, nu ce făcea. Andrei, cine e ăsta? Bro, n-ai cum. Cum mi-ai spus? Rip Zane, bro, Rip Zane. Ăsta e gel. Bună, Liz, bună, bună, Liz, bună. Mă, gelul, că pe gelul cunosc, bună, gelule. Ăla de la aruncat... Ce, de ce fac așa ceva? E gagică sa nu stropeală, de ce fac așa ceva? Doamne, ce... Ar trebui să-mi fie rușine. Te rog eu frumos, Luci, hai să mergem să bem un cafea, să lăsăm băieții. Bă, puteți să ne calmăm și noi, vă rog eu frumos, că am ceva de vorbit. De aceea tot cu stai cu nevastă. Bă, tata, eu am dat de gira, voi se stâmpiți? Vino cu de Gina, de Sara, Gina, nu de Gina. Am auzit de Gina. Bă, putem să ne calmăm? Bă, vă rog, e frumos să vă sunteți. Bă, bă, eu plec de aici. Bă, pe ăsta ce-l bași, bă, în casă, bă. Eu l-am lăsat afară. Bă, Spider-Man! Dă-te mă la o parte, ia, lasă-l! Lasă-l, 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 lasă-l! Nu, că ești terminat rău de tot, Luci. Dă-te lângă el, dă-te lângă el, dă-te lângă el. What the fuck, bro? What the fuck? Bă, Spider-Man! Bă, cine l-a lipit, bă, pe ăsta cu super glumă? Ce faci? Bă! Ce faci? What the f... Cu cine? Hai, ia-l du-l afară. Ia-l du-l afară. Gerule, te rog eu frumos, explică cine e Gina și Sara, că nu mă crede că-s două bă, de, la, de la spital. Dacă e Gina e din băieți de oraș, eu vreau să o cunosc. Nu e Gina fel. Vreau să mă duc să fac poză cu ea. Nu e aia, nu e aia. Deci Gina... Atunci nu mă interesează. Este... El o cunoaște pe Gina pentru că Gina este... Sara. Ce asistentă medicală, doctoriță. Ce treabă a avut? A avut tot treabă, e de-asta, doctoriță. Hai bă, stropeală, vină încoa că trebuie să vorbim sus, mâncați aici gurat. Avem alte chestii de vorbim, mă. Tată, mă. Vină încoa. Că noi trebuie să vorbim. Hai că trebuie să vorbim. Hai că trebuie să vorbim. Ce să mă aștepte? Luciane, dar nu vrei să vorbim da. Între, mă? Păi hai. Du-te, bă, băiatule, jos, stai cu cu Gina. Nu, 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 nu. Cu Sara, ăla dacă cu te mai apropie. Ăla dacă te mai apropie de Alice, îl omor. Bine, mă, du-te, du-te pe canapea acolo jos. Bă, tată, bai luat ora asta, bă, stropelă, tu înțelegi că e o problemă? E problemă de sindicat asta, nu e problemă doar de mine. Că până la urmă, Gina, cred că a plănuit totul să o ia pe Bianca și tot. Asta ar trebui să-l chemăm pe Mihai și cred că asta o să și facem. Ce-am, bine că i-am pus cameră. Dacă îmi mai bagi pe APK, fara dreptul meu ne certam. Te pup, Manule, te pup! A venit Manu, regele, cu 50 lei prin super. Ce-a mâncat ești gura ta. Andrei. Te pup, mă, Manule, bă. Spancu să vă lase chat pentru Manu. Spancu să vă lase pentru Manu. Dacă nu mai bagi pe APK fără dreptul meu, ne certăm. Păi ce să am, Manule? De ce, cum adică? De ce să nu mai bag? Păi APK era de mult în Venezuela. El era, trebuia să fie de mult în Venezuela. Cum îl iau, că nu știu cum îl iau, că se tiram. Te pup, băi, Manu, mersi frumos de 50 lei prin super. Ce atea să vin, bicuina să facu să-l lase pentru Manu. Raul a mai facut să-l lase pentru Manu. Este, băi! Oh, regele Zen. Regele Zen cu 5 lei prin super. Cea prima lui donație, te pupăm, Zenule, te pupăm. Te pup, mă, Zen, mă, te pup dulce. Mersi frumos. Spam cu zăbăloase și pentru Zen, că e prima lui donație, știți? Pa, cu zăbăloase la, știți cum, care e, de la 50 lei în sus sau dacă donația este nouă. Ciprian Zamfir spamează cu zăbăloase pentru Manu și pentru Zen. Tony a mai spam cu zăbăloase pentru Ciprian, auzi, pentru Manu și pentru Zen. Ce fac, mă, ia, mă? De ce? Bă, tată, bă. I-a dat un balon în formă de idiot. Bă, tată, puteți să fac copilul cu el? Cu cine? Că faci copilul cu mine și... Doamne. Faci copilul cu mine și ele te controlează. Dar nu vreau să mă controleze nimeni, crezi că sunt inaptă? Păi adică te controlez singură. Măi, tată, mă, ce faceți, mă, ce s-a întâmplat aici? Mă, n-auzi că e problemă cu Gina și cu păi, Sara, uite, că nu mă crede. Păi uite și tu că ăsta mă trimite la Gina și la Sara, ci că să mă controleze ele pe mine, ce vrea să zică? Sunt nebună, ce am? De ce să mă controleze? Păi nu, bă, dacă face copil, vorba aia, îți face tăi sunt pe electric. Ce, pe cine suni? Pe Mihai. Cine e Mihai? Păi hai să e partenerul lui de viață, Mihai. Ce? Și de ce nu știi de asta? De terminat. Cum să spui, mă, așa ceva? Că ăla e cel mai mare dușman. Tu auzi, orice auzi la gură, orice vezi, auzi, orice auzi, crezi, vezi, las-o așa. Eu îl întreb, adică nu cred, dar l-am întrebat, adică ce s-ar de curând să spui că l-am întrebat atât a făcut? Vino-ncoace. Doamne, dacă prinde 40 stropeală, e bine.
Au, că mă doare și alo. Au, cred ba, că deci... se ceva în mine. Da, ma, pe caule, mă. Cine e la Manu? Manu e liderul de la Venezuela. Că de când ai plecat tu, eu n-am mai avut pe cine să pun. De ce? Doamne, dă să-l prind în fața ochilor. Ai auzit? Fii atent. Mâine îl aduci, vii la mormântarea lui. Ce mă, tată, mă? Dar de ce vă luați, mă, voi așa, bă? Nu puteți, bă, frate, să fiți... Sunteți voi masculul alfa. Nu puteți să fiți ca lumea. Înțelege, trebuie să ai și tu o leacă de respectat. Pe caule, că tu ai fost plecat în banat. Acum ți-a luat... Cine pleacă la război... Vorba aia și ia locul înapoi. Dar ce, eu am fost în Venezuela? Păi eu... Los Corleone. Păi Los Corleone s-a transformat în Venezuela temporar. Bun, mâine înființăm Los Corleone. Înființăm Los Corleone. Cred că așa, din miercuri sau joi, când vine Sony din Turcia. Miercuri sau joi vine Sony din... vine primarul din țările calde. Din Imperiul Otoman. Sună mai bine din Turcia. Sună mai bine din Turcia. Da, bă, vine din Turcia, bă, n-auzi? A zis că mi-a și mie fustâc. Bun, lasă că există și Pelegrician care taie curentul. Da, mă, nu e, hai că vedem. Hai, vorbim. Da, să-mi zici și mie ce s-a întâmplat. M-a scos și mi-am pierdut gaganul. Ce te-a scos, mă? Bă, păi, dar n-am, bă, dar de ce te-a scos, mă, tată, mă? Aulă, lasă că vin eu mai târziu. Bă, dar nu puteți, bă, să vă înțelegeți, bă. Vin mai târziu, pe caule, și vorbim. Vin mai târziu și vorbim. Vin mai târziu. Ho, ai răbdare, deocamdată că am alte probleme acum. Doamne. Ah, doamne, pe caule. Doamne. N-ai, apecaia pe ca, bă, tat. Apecaia pe ca. Da, mă, știu că așa făceam mereu. Nu știu care e de vină, ori Manu, ori APK, ori habar nu am, ori amândoi. Hai că avem chestii de rezolvat. Ce chestii de rezolvat, bă, tată? Lasă-mă, bă, că ea se ceartă toată ziua, bă, puteți să vă terminați, bă, că e ceva important de Gina de vorbit aici. Trofeală, da. Da, gelule, da. Spune-mi, te rog eu frumos, spune-mi. Nu vezi, mă, că mă ceartă, că uite... Am dat, cum se cheamă, am pus cameră pe asta, am pus cameră pe... Sara. Pe Sara, am pus cameră, da? Da. Bun. Am pus cameră pe Sara. Uite că știe mai bine Alice, că m-a auzit, ea măcar m-a auzit. Am pus cameră pe Alice, pe Alice, doamne, pe Sara. Și vorbea cu ghiși cine? Cu Gina, mâncați aici gura ta cu Gina, vorbea. Gina. Virgina? Nu, Gina... Cu Gina. Nu o știi pe Gina? Nu, că Gina trebuie să-mi spun pe Mihai, că e jale rău de tot, mâncați ești gura. O știu pe Gina aia, doctorița de la spital, firea dracuia cu numele ei, cu tot. Păi... Așa. Poate-i scos și alia o măsa. Andrei, duceți-vă și rezolvați problema, de ce mai stai acasă? Chiar Andrei! Andrei! Nu mai stropele, Andrei. Andrei, haide cu noi, Andrei! Haide cu noi, mulțumim frumos, Alice, mulțumim frumos. Alice. Andreiule, tu vii cu noi, mâncați aici gura ta. Bă, stropeală, bă, Andreiule, tu parcă... Gura voastră, mâncava-și gura. Na, că am adus, asta e altă tigaia, asta e tigaia lui de cape, știți că înainte avea un polonic de cape. Înainte de cape avea un polonic săracu, un polonic de la mic și acum a dat tată, na, aducem pe măsură, tată. Aducem pe măsură și scriem aici mare de cape, stați așa, că mi se vede și burta pe fundal aici. Scriem aici de cape. Ăsta ce fac? Bă, gelu. Mâncați-și cum a ieșit. Se uită. Se uită după stile. Ma. De ca pe mâncava-și gura voastră. Regele de cape, tată. De cape, fiți atenți cum am scris de cape, mâncava-și gura voastră. Regele de cape, tată. Regele de cape. Stai, mă, să-l așteptăm pe ăsta, mă, că e pe gândul, tu nu-l vezi. M-ar surzi rău de tot de cape. Doamne, mai ca domnului, da. 250 de lei, bă, tată, mă! Te pui, măi, tată, mă! Ce-aia, mă, tată, mă, ne-a nerocit de cape, mă! 250 de lei de la de cape, repede cu spancul zăbăloase și like-ul la donația lui, bă! Like la donația lui de cape și cu zăbăloase, bă! N-am, mă, că acum are și de cap pe tigaia lui. Păi ce, doar Manu să aibă tigaia lui?
Hai că... Ce mai? E bine rău de tot. Te pupă de cafeule, bă! Ne-a nenorocit de cafe. Ne-a nenorocit. Ia să vedem. Dani 90 și mai spamează cu zbălase pentru de cafe. Mai bine ca stai că mai pun mâncava și urafă. Hai cu amenda de la vecin, te fu... Aulă, doamne ferește, nu, nu, să nu... Păi bă, după ora 10 nu mai am voie să facă lăgie de-astea. Marcatu spamează cu zăvălase pentru DKP. Antonia mai spamează cu zăvălase pentru DKP. Big Queen spamează și ea cu zăvălase pentru DKP. Oh-oh. Oh-oh. E domnul Andrei... Alo? Așa. Ce faci? Ce faci, DKP-ule, mă? Regele DKP. Alo. Alo, alo. Alo, ce faci? Alo, da. Mihai, avem ceva, e ceva urgent. De-aia te-am și sunat mai devreme, dar nu mi-a mers să te sun aparent. De la mine mai urgent. Doamne, mâncați și burata, doamne, a mai venit de cape cu încă 50 de lei, mâncați și burata. 53 chiar! Cu 53! Electric te sun în 20 de secunde, stai! Dacă tot... DKP! Am mai venit cu 5... Bă, DKP-ule, bă! Pui la mine, te vede, n-ai bă, Aliză, ce dragul. Bă, DKP-ule, bă, tată, bă, ce te-ai pus bă așa pe mine? Te pun, mă, rege, mă! Regele DKP! Te pun, mă, rege, mă, mersi, mule, tot de încă 53 de lei prin super cea cu energii pozitive. Nu mai știu să vorbesc, tată. Ia să vedem, Boxanu spamează cu zvălase pentru DKP. Huzbaria mai spamează cu zvălase pentru DKP. Buzatul Mario și el acolo cu zvălase pentru DKP. Ionică! Am mai băgat zăbăloase pentru DKP. Te pun, mă, rege, mă. Dacă nu vine, regele DKP, mă. Mamă, regele DKP. Hai de capuș de zilele mele. Mamă, iartă-mă, Luci. Iartă-mă, Luci, n-am vrut să dau în tine. Iartă-mă. Te pup, te pup. Sau în cine am dat? În cine am dat? În tine? Pe mine m-ai luat pe sus. Aolo, scuze. I-am dat ăla 1 și pe tine te-am luat pe sus. Bă, să moară băieții mei. Nu e, iartă-mă. E nu e vina mea. Nu e vina mea. Înapoi, că cui i-am dat? Nu știm, nu știm, frate. Dă-o înapoi, dă-o înapoi. Nu știm, frate, nu, nu e la noi. Dă-o mâna pui, n-auzi. N-auzi, mă, că nu e la mine. Cum să nu fie la tine, că tu ești mai... Stropeala, dă-o tu. Ce să-ți dau, mă? Garderoba de buzunar, cui i-am dat-o? Lui Stropeala i-ai dat, uite că mi-a dat-o mie acum. Am prins, nu. Alo. Alo, Mihai. Așa. Ia, mă. Adică, nu știu ce trebuie făcut, dar eu... Nu, știi pe medicul DKP? Așa. M-a nenorocit, mi-a dat o tigaie în cap. Da. Vrea mai bine să-l omorăm? Doamne, frește, bine. Cum? Deci, așa, Mihai, hai să lăsăm, fii atent. Unde vin? Ca să vorbim lucrurile față în față, că e de rău. Păi e de rău, știu că e de rău. Am pus cam... Ce s-a luat? Stai, tu despre ce vrei să vorbim? Nu despre spital telefonii. Vrei să vorbim? Despre ceva legătură cu spitalul? Nu, eu primi un apel telefonic de amenințare. La adresa ta. Ce, mă? Da, tu mi-ai pus să-i de unică, vorbim de cam o mare. Să felieze. Cine, mă? Cine mi-a dat mie apel de ăsta? Vorbim mai bine față în față, că dacă vorbim la telefon s-ar putea să fim urmăriți. Ce s-a dat, mă? Bă, am electric. Trebuie, Mihai. Bă, știi că nu prea te iau eu așa, dar nu știu care e problema. Am impresia că are legătură și cu Bianca ceea ce se întâmplă între față și chiar am de gând să aflu. Eu chiar nu-mi place fix așa imediat pe ziua mea să mă spune unul că bă, parte din ăsta zi te-am nespălat că dacă nu vă feliți, pe unde? Pe de unde, unde ești, mă? Unde ești? Ia zi unde ești. Eu mă plimb cu un Dodge Ram pe mânt sunt lângă parajul ăsta de lângă 5-6-4. Lângă 5-6-4? Da, unde a fost acasă sindicat, pe timpul în 2 jura. Da? Vrei să te aștept aici lângă observator? Deci ne vedem la observator acolo, bine? A, la observator, că mă urc pe munte și ajung. Bine, mă, APK... APK? Nu, a venit APK, ai văzut? Știu și... Ne vedem la observator, hai că vin și cu... Poți să vin și cu Stropeală? Vino cu toată lumea, că ne interesează pe tot subiectul ăsta, nu știu cum să zic. Bine, mă, bine, ne venim la observator, în 2 minute sunt acolo, pa. Adonă, bă, adonat, este, bă! Oooo! Salut, Uzi, te urmăresc de când erai în politie. Mă urmărești de când eram în poliție? Adică de când eram gras și aveam 16-17 ani? Bro, regele, regele Denis, te pup! Mâine, păi mâine fac 21, vă vine să crezi că sunt bat? Doamne, doamne, ce-a...
sunt atât de bătrân. Eu nu mă simt bătrân, tată. Vârsta e doar un număr, chat. Te pup de Nisache cu 10 lei, te pup, mersi mule tot de 10 lei prin super chat și mersi mule că mă urmărești de pe vremea când eram eu în poliție. Mamă, 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 mai băsai că mai porni rău de tot, nu, mai porni rău de tot. Pentru Denis, mâncam aș gura voastră. Pentru Denis, da, pentru Denis. Pentru de... opa. Pentru Denis, mâncam aș gura voastră. Pentru Denis. Mai țineți minte, tată. Mai țineți minte. Nu, că m-a pornit rău de tot, Denis. Nu, că m-a pornit rău de tot, Denis. Mâncava și gura voastră. M-a pornit rău de tot. Ne dorim vremurile înapoi. M-a pornit rău de tot, Denis. Asta e vechea, asta e vechea geacă aia, o știți? Acum sunt altele noi. M-a pornit rău de tot, Denis. Mâncava și gura voastră. M-a pornit rău de tot, Denis. M-a pornit rău de tot, Denis, mâncava și gura voastră. Te pup, Denis, te pup, rege. Nu mai, m-a pornit rău de tot, Denis, chat. Iertați-mă, m-a pornit rău de tot. Ah, vreau măcar live-ul ăsta să mă simt ca pe vremurile vechi, chat. Vreau live-ul ăsta, mai țin. Deci geaca asta n-am mai purtat-o de pe vremea când eram pe One Tap. Asta ar trebui să o iau de, pe live-urile speciale, tată. Pe live-urile speciale ar trebui să iau geaca asta. Bro. Mamă, și fiți atenți că n-am... Fiți atenți ca să vedeți... Ca să vedeți diferență de când eram gras și de când eram slab. Vedeți? Vedeți cum era, vedeți cum era aici? Nu era deloc strâns. Mamă, uitați-vă cum mi-a târnau astea. Că înainte, na, când eram gras, gras, aveam... Sătea bine rău pe mine, așa stă. Bă, bro, vremurile. Gogoașă, mai țineți, îl mai țineți minte pe Gogoașă? Bro, astea erau vremurile, bă, pe Oanta, bă. Astea erau vremurile. Mai țineți minte când ne întrebau abonații: ești în poliție, Uzi? Ești în poliție? Gen, întrebau oamenii care intrau în, erau noi pe live, întrebau: ești în poliție? Ești în poliție? Deci la observator, hai să mergem la observator. Bă, Arbi, jur că dacă Frică își deschide One Tap-ul, o să-i fac o vizită. Promit că o să-i fac o vizită, îmbrăcat în geacă. O să-mi pun modul ăla vechi de grafic, o să-mi pun scena veche. Bro, iar și-au luat ăștia, mă. Dar zice da, Adelin zice da, Fritz Olimpianu zice și el da. Te pun, zici că ești cap de cretă. Te pun, mă, da, mă, da, vedeți? E prea mic costumul, e prea mare costumul și îmi face capul mic. Alo. Alo. Cine la telefon? Ah, Zain. Hai că vorbim mai târziu, Zainule, bine? Bine. Hai, te pup. Bă, bă, ce-i, mă, Zainule, de aici așa rup? Mamă, Zainule, nu te-am auzit în viața mea așa rup. Hai că vin după, te pup. Bă, voi l-ați auzit pe Zain? Bă, mai ai vesta neagră? Da, păi cum? Păi cum? Bun, credeți că arunc eu bijuterii? A, mă, cear, mă. Păi astea sunt, cu asta am crescut, mă. Bă, cu asta am crescut, mă, tată, bă. A, what clar. Bă, ești prost? The fuck? E Mihai, mă, că cu asta a venit să tractez o mașină la mine acasă. Mihai, de ce ești îmbrăcat, mă, tată? A, auzi, de ce ești îmbrăcat? De ce ești cu mașina asta? Ce? Nu e o mașină. Ce? Nu e o mașină. Asta e noua ta mașină. Da, de la am tot omologat la ea. De la geamuri, la asta, la neoane și la distanțiere. Mamă, dar cât am luat mila. La cât, la cum arăt, nu? Am fi nevet mașina. Din asta aveam eu în America, în Arizona. Mhm. Da, vă răsit că gica pe zi. Băi, bă, Mihai, hai să ne axăm pe ce e important. Hai să ne axăm pe ce e important. Așa, zi din prima oară care e subiectul tău. Mai stres. Gina din așa, medici. Gina Berson. Așa, a luat-o pe... Eu sunt... Deci mi-a zis... Nu mai știu cine mi-a zis. Mi-a zis... Mamă, să-i zic că mi-a zis Luci. Nu cred că ar fi ok, mă. Nu cred că ar fi ok, dar hai că zic. Mi-a zis Luci, mă, mi-a zis Luci. Aha. Mi-a zis Luci. Aha. Că Gina lucrează pentru o mafie care are un bunker. Și cred că bunkerul ăla se referă. Bunkerul ăla unde te-am dus atunci, stau pe tine, tu te-am dus la bunker parcă. Da, ăla nu e invitat de mine, e de-al vostru? Nu e de-al nostru. Nu e de-al nostru, poate o fi venit civil simplu. Bă! Mai l-a executat al tău, știi? Terminatule, faci mușchiure. Prost ești, bă, tată, bă. Bă, Luciane, bă, uite, bă, cum ne luăm noi, mă. Bă, cel mai prost hitman ai. Știu că am cel mai prost hitman în pana mea. L-a omorât pe ăla fără niciun motiv. Doamne, frate. Băi, Luciane, dar ce l-ai omorât, mă, tată, mă?
A făcut bun, de unde să știe că suntem aici? Ia zici mie. S-a parcat omul, nici măcar nu venea, s-a parcat acolo și pleca. Da, 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 nu s-a dat jos să vină încoace, nu, nu. Rostiu. Bă, vorbește omul care nu l-am mușcat. A făcut bun ăla. Domnule, iertați-ne, dă-l jos, dă-l jos, că l-ajutăm noi cu tot felul de ajutor. Avem un hitman mai prost, iertați-ne. Hai. Avem un hitman mai prost, nu e, nu e problemă. Dați-l jos, dați-l jos. Că l-ajutăm acum. De ce e în costum de poliție? Wow. Te pun, Daniel. Sunt în costum că a donat Denis. Parcă Denis a donat și a zis că mă urmărește de când eram eu în poliție. Și am zis că vreau să fac neapărat un live îmbrăcat în ăsta. Mamă, dar e cal rău de tot să moară băieții mei. Nu pot să stau cu ăsta îmbrăcat că e cal rău. E cal rău. Bă, da, vă promit că o să fac un live special îmbrăcat în haina asta de poliție cum era înainte. Un capaș gura asta pe one tap. Mamă, nu mai pot, am transpirat tot, frate. Am transpirat tot. Da, domnule, iertați-ne. Iertați-ne încă o dată. Mihai, hai să vorbim o dată. Doamne ajută, doamne ajută. Deci ai înțeles? Gina s-ar putea să o fi luat pe Bianca. Ai înțeles? Ce, mă? Ce? Da, în trecut. Gina a complotat să o ia pe Bianca. Este, bă! Te pup, Denis, mersi Froze, 3 lei prin super chat. Te pup, Denis, te pup, Rege. Bianca unde acum? Bianca e ok, e în siguranță, e acasă. Nu știu pentru cât. De ce? Okay, deci tu vrei să-mi spui că Gina Person, tu mai ai vrut să vorbească cu Bianca, nu? Nu Gina voia să vorbească cu Bianca, dar eu zic că... Bă, am înțeles ideea. Ok, ce plănești cu ea? Păi eu am pus o cameră pe Sara fără ca ea să știe. A, forță. Mergi la duș, se spală cu tot cu camera pe aia. Ce, unde merge? A, dacă mergi facă și eu un duș, se spală cu tot cu camera pe aia? Nu, că i-am pus-o pe haine. Uite, uite, îți conectezi asta să vezi unde e ea în acest moment. A zis că o așteaptă pe Gina la spital. Și dacă aia vine la spital, nu ar fi deloc bine. Ți-o zic sincer, Mihai. Înțelegi? Ai belea. Mihai? Că te ascult. De ce se aude un elicopter? Nu mă mai suna ca am treabă. Așa, știi cum e, dacă vine un elicopter prea aproape, îl dobor. E doar să ne vede poliția, mult prea rău. Că dacă e ceva workers la mine și urcăm... Auzi, Mihai? Ok, dacă e poliția, asta ne mai trebuie, să fie poliția, frate. Am aflat ceva de un hitman care mi-ar face niște probleme, care ar fi vrut să mă mierlească. Cum o cheamă pe Sara, nebuna? Asta mulți care vor să ne mierlească, ce dracu mă care face? Vă dădeam o informație utilă, cea, dar mi-am adus eu aminte. Bună, am mai să ne axăm pe subiect. Ai zis cumva că Gina îți lucrează cu mafie, nu? Taci, Oleac, ma, uite-mă, uite-te la mine să vezi. Dar nu i-am pus microfon, am uitat să-i pun microfon, mă, frate, m-am uitat să-i pun microfon, bă, căcat. Uite, mai bine. Mă, bă, 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 stai o leacă, stai o leacă, că nu, stai o leacă, stai o leacă, stai, what? Mă, ce? Mă, nu, chat. You know. Ok, cine este aia? Bianca nu mai e gravidă, hai. Bă, ce am crezut că e Bianca, dar Bianca nu mai e gravidă. Mamă, bravo Alex Z28, bravo. Okay, bro, am crezut că e Bianca. Oh my god. What the fuck? Max, ne apucă de care? Uite, iar vorbește cu, 100% vorbește cu Gina, mă. Dar nu am microfon pe ea, mă. Prost ești. Știu că sunt prost. Deci, ce zic că față, ești prost. Bă, ce țeapă mi-am luat. Ok, acum lasă subiectul Gina, pistol, cum dracu cheamă pe asta. Așa? Chiar întâmpi la mine. Ai zis că asta lucrează cu mafie, nu? Da. Dar putea ca tovară și ei să mă cam fi contactat pe mine. Tovară și ei? Mă sună mai devreme unul. Îmi zic așa, calmează-ți-l pe prostul ăla să ne mai caute, că venim și vă peliem pe toți și începem cu Bianca până la tine. Ce mă? Ce mă? Ce prost mă, bă? Ce mă? Ce mă? Stai mă, deci tu ai venit cu mine, bă, ia se mă, Oleacă, trupele, ia se mă, Oleacă. Bă, sună unul când mă plimbam prin oraș, că eram lângă unul din sindicat, să-l aduc să zică și ăla, că dau după speaker. Ce zice cuvânt cu cuvânt îți dictez?
Deci... Calmează-ți-l pe prostul ăla, că venim și vă luăm la rând, începem cu el până la tine. Stai aleacă, deci stai aleacă să înțeleg, stai aleacă, stai aleacă. Așa. Deci tu ai primit un mesaj. De la cine? Anonim? Un apel. Apel anonim. Anonim. Numai bravo, anonim. Ești din sindicat, detectează-l, nu? N-aveți dispozitive, da? Da, apel anonim. Ce nu. Sunt eu, FBI? Păi nu, nu sindicatul e ca un... nu? Bă, nu se FBI. De secundă, că am acces în pasta de date a poliției, că sunt șmecher și am făcut niște tovărășii cu aia din poliție, partea a doua. Dar asta nu înseamnă că mă apuc acum și detectez numele. Ok, și poliției. A zis de mine? Ce a zis de mine? Ia mai zi-mă o dată, că deja îmi trag una, că mă enervează. A zis de mine. A zis să te calmezi pe tine, că dacă nu începe să ne apăruți. Adică vrea să vină să te omoare pe tine, apoi îl omoară pe Stropea, pe Bianca și pe mine. Pe cine omoară, mă? Pe cine mă omoară, mă? Păi pe cine omoară, mă, ia, mă? Cred că știu cine a dat, ăia în albastru sau ăia în roșu. Mă rog, cred că tot ăia... Gândesc că tovarășii lui asta. Că cine dreacu mare bif cu tine, mă, între față, în afară de ei? Tovarășii lui cui, mă? Lua asta, mă, lui cine asta, pistol. Păi da, mă, dar nu știu în ce mafie, în ce familie sunt ăia, mă. Crezi că știu eu? Că ăia și-au schimbat culoarea, prima oară erau, fii atent, prima oară erau albastru, acum e roșu. Au, scuze. Are voie să facă așa să-și ascundă culoarea? Dacă sunt mafia neoficială, nici măcar nu se te registrează cu culoarea oficială. O să fie și 7 culori poate. Păi și de unde? Ok, și dacă ești mafia neoficială, câți oameni poți să ai? Mafia neoficială, păi stai la secundă, dacă e mafia neoficială... Până la câți oameni? 5 sau 10 era? Cât era? Dacă ai Genka, ai 5. Dacă ai mafie de la primar și nu dorești să faci parte din sindicat, dorești să fii mafia neoficială, așa? Câte dale ai? De locuri, adică poți să fii 30 și să nu ai treabă cu sindicatul? Mai mult sau mai puțin. Păi ce căcat e asta, mă? N-ai voie la târfuri, n-ai voie la ședințe mare. Bine, ai voie la ședință, nu-mi prea voie să licitezi. Da, mă, că aia nu mai pot ei cu ședința și cu ala. Nu am ce să fac, aia sunt mafie neoficială, în sensul că nici măcar nu sunt anunțat. Păi și dacă sunt mafie neoficială? Păi eu stăteam acum să-i înjur pe aia din Nike's, mai aveam puțin, mă luam și la bătaie cu ei. Aia din Nike's au fost mafie neoficială, acum sunt mafie oficială, sunt sindicat. Da? Dacă deci nu sunt aia din Nike's, nu? Nu cred, de-aia am impresia că sunt sindicat. Ok, deci nici aia roșu, roșu e Bloods. Bloods există, Bloods? Liderul Bloods a fost trimis 14 zile. Unde? În hotel. În hotel Banat. Am înțeles. Da, ce lasă-l pe ăla. Cine? Nu știu, mă. Păi și atunci ce e, mă? Aia în roșu au dat mesajul că cei în albastru i-a luat poliția? Că cei în albastru i-a luat poliția. Păi cred că ăia în albastru sunt și tot ăia în roșu. Sau nu știu, mă, bă, sunt două mafii care cooperează una cu cealaltă, mă? Bă, Mihai, dacă sunt două mafii neoficiale care s-au pus? Bravo, suntem morți. Poți să-ți arăt un restaurant? Arată-mi? Da. E vorba de restaurantul ăla unde am intrat atunci? Am plecat eu că mi-a răsat prea urât? Cred că... Da. Îl știi înseamnă. Da, și cu ăla. Și în buncăr mirosea. Azi? Fii atent, stai o leacă, stropeală. Fii atent, azi? Ia spune-i tu, nu erai cu mine. Azi era cu Lucian, nu erai tu. Azi? Ia ghiși tu cine erau afară cu că... Cu ăștia, cu cătușele puse la mâini. Cine e? Care? Aia în albastru. Care dețin restaurantul, nu e logic? Pardon. Deci avem subiectul principal, nu? Da. Deci, explică-mi tu mie. Nu știu dacă le-am făcut poze la aia roșu, mă. Știi ce mai trebuie? A venit să mă spargă și pe mine medicul, Gelule. Ține, deschide telefonul, Mihai. Așa, deschide telefonul. Deschideți poza. Se mi-a dat mie. Da, știu. Opa. O primi. Aaaa. Dacă fac infart, hai. Doamne, de ce am o poză cu stropeală și cu... Cine e aici, mă? Bro, bă, stropeală. Cine e aici, ăia? E... Deci, Mihai. E la vine și... Deci îi vezi pe ea? Știi unde erau? Da. La mine, la 3, casă. 4, 5, 6. 6 persoane. La mine, la casă erau. În stânga. Aia 7. Pot să-ți confirm și eu că i-am văzut, am vrut să vorbesc cu ei, dar nu m-au băgat în seamă. Păi ok. Și de ce cu... Lasă-i pe ăștia roșu, că pe mine nu mă interesează ăștia în roșu. Eu vreau să știu de albastru, că i-a luat azi poliția. Deci, adică tu vrei să-mi zici că ăștia în albastru fac alianță cu ea în roșu? Sau? Ce mă întreb pe mine? Păi te întreb. Câte mafii neoficiale sunt sau nu știi? Zero. La secunda actuală raportate la sindicat sunt zero mafii oficiale.
mafii neoficiale. Păi dacă ai zis că n-are treabă cu sindicatul, trebuie să le raporteze neapărat că sunt neoficiale? Dacă sunt neoficiale în sensul în care nu există absolut deloc și doar stau ei așa împreună, nu. Păi și cum? Dacă... Când anunți? Când anunți că e o mafie neoficială? Păi, e mai complicată povestea de explicat pentru tine. Ai varianta, dacă iei de la primar o mafie, poți să vorbești. Bă, tată, lasă neoficială. De la primar o mafie. Mi-ai zis adineauri că poți să faci mafie neoficială și nu trebuie declarată la țară. Deși tu poți să ai arme și aia alea, nu? Poți să ai mafie neoficială. Fără să te declar primarul, la sindicat. Fără să te declar la sindicat. Păi da, și înseamnă că ai, înseamnă că ai arme, înseamnă că ai alea, doar că nu vii la sindicat, cum s-ar spune. Ai, da, nu participi la războaie. Păi așa, așa e facta, mă. Păi dar ce zici? N-ai dreptul la protecții. Cam toată lumea poate să-ți vină să-ți facă ce ciocanul lui vrea. Eu, Doamne, vorbește. Păi dacă nu știe nimeni de tine, ce? Crezi că vine în intră peste aia în albastru. Uite, lăsând gluma la o parte, a intrat poliția. A intrat poliția peste aia în albastru. Bravo, Dan. Hai să trecem puțin pe acolo, Mihai. Hai să trecem puțin pe acolo. Vrei să trecem până acolo? Da, vreau să trecem și vorbim mai mult în mașină. Hai, mergem cu mașina ta. Că e mai rezistentă, e mai ok. Crede-mă pe mine că am intrat de un 8.000 cu ea și n-am nimic. Ăia alba și nu au treabă cu ea roșii, sunt alții. Mihai, mai ușor, Mihai, ești îngeraș, Mihai. O, mă, că e așa urcai. Mihai, ești îngeraș, mâncați-și gura ta, Doamne, e admin. Admin e, mâncava-și gura voastră și uitați-vă ce face. După ce terminăm aici, Doamne, mi-e rău. La o mică îngerească. Un bon de masă, domnul Mihai. Domnul Mihai este rugat să se prinzi încă la bonul de masă. CNP3. Hai să vedem mâncava gura voastră. De noi facem unul reclamație. Hai la gambe, hai. Hai, trăim. Hai toți trei la gambe, hai. Ce, păi ce, volanul ăsta, șoferul să fie nebun. Volanul, dar volanul. Gelule, alo. E defectă piesa dintre volan și scaun. Acum ajung, te pobrege. La 28 acolo, 37, 82. La 28 acolo, ne auzim acolo, te pobrege. 82. Ce-a zis ăla? Ce-a zis Zain? Ce-a zis, mă, Zain? Bă, mai ușor, mă, că mă dăm zgrunci în pat eu, în mine. Bă, ia gata, bă, polotiți-vă. Aha, te tendeau alea, că Mihai e. Aaa. Am vrut, la cât, mă? 32. 30, cât? 82. 82, ne vedem acolo, te pop. Ia uite, te duci cu țărușii lui Vlațel. Ce faci, mă, nu sări de aceea, mă, ne... Uite, mă, nemernicul. Uite de bă, gelule, ce face ăsta, deși prin curță de la oameni, zici că e la mumă s-a pătar la... Ce caută, mă, la 82? S-a mutat? Aoleu, Doamne, ce-a s-a mutat la 82, Zain? O, ușor că nu ești cu pârca. Băi, tată, bă, polotiți-vă, bă, murim aici! Trâmpiților! E nouă, n-are două zile. Doamne, turbezi, ce mă, Sara, ce-am făcut? 82, ok, gata, ce-am înțeles, am înțeles. Mi-am benzina. Unde era restaurantul dreapta aici? Ia. Dai, ce faci? Dai. Mamă, mi s-a blocat. Mi s-a blocat. Dai. Să moară bărbații mei. Dă-te încolo de aici. Nu știu ce să ia, mini marțieni. Na, mă, fii atent, de nu vine unul. Nu, ok. Mini marțieni de nădea mama când era mic. Da, de care văd eu când bag mătrăgună. Na. N-a, mă, tată! N-a situație! Bă, hai să... care-i partea bună? Hai să încercăm să luăm. Totul e bine când se termină pe tine, asta ai vrut să zici, Mihai. Ce, care e partea bună, ea? Partea bună e că nu sunt la Bianca. Că putea să fie la Bianca, aia noi să nu știm să o ia iară, să o moare pe aia prima. Veniți, păi, bă, tată, tu înțelegi că... Doamne, prost ești, bă, băiatule, bă. Aute, Spiderman. Mă, cum îmi dau tableta asta jos din mână, mă? Nu mai contează. Așa, bine. Aude, genule, m-am pregătit de război. De data asta am protecție. Tot ai zis că nu vin cu protecție. Încerc și eu să sui aici, sus nu merge. Mihai, cum ai sări sus? Nu pe aici, mă, prost. Pe aici, a? Aude așa. Seamă că am și eu bine. Nu mai e niciunul. Am dat interior. Da, mă, din gură. Mergem peste ei.
Vrei să mor? Vă duceți dacă vreți. Dar da, nu intră acolo. Gen, eu nu intră acolo fără mă ajutave. Bă! Ai mașina lui Zane! A? What? Bă, ai mă cum e? Care erau mă șansele mă să ne vadă să intre? Mă! Oh, what the f... Hey, yo, what the fuck? Ce mă? Tu vezi semnul ăla cu băiatul ăla? Oh my... Doamne, ce reclame, frate! Da, gen, eu nu văd foarte bine până acolo. Schimbă dracu, dioptriile. Păi trebuie, dar trebuie să mă intru în oraș când să schimb dioptria. Aaa... Trebuie să se dat pe dioptriile alea mici ca să faci ceva, ce să nu mai ai probleme în oraș. Am înțeles, am înțeles. Se vede umbră, se vede umbră acolo, se vede umbră, se vede umbră, se vede umbră. E cineva acolo, e cineva acolo, e cineva acolo, îi văd umbră, îi văd umbră, stă după perete. Stă după perete. Dacă vei trag. Nu, 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 uite-l, 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 uite-l. Aaa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 
Da. Acum se duce, acum se duce. Lemaran. Bă, ce-i pe panoul ăsta, Gerule, să nu te uiți în spate, că eu vă zui, bă, că mi-aș picioarele. Ce, ce panoul din spate? Nu te uita, nu te uita în spate, că e un panou. Ce-mi place, Doamne. Ce frumos, Doamne, ce-am văzut. Doamne, ce-am văzut. Ți-am spus. Doamne, ce-am văzut, mâncați-și gura ta, o pereche de... De... Bă, ești prost la cap! Bă, de dar ce, Doamne, bine. Iartă-mă, hai mă, frate, mă, bă, dar n-ai mă cum, mă. Dar ți-am spus să nu te uiți în spate, dacă tu te uiți. Păi, dar de ce îmi zici să mă uit? Mai bine îmi ziceai, bă, uite-te în spate. Să nu te uiți. Bă, frate, ce căcam mă sunt cu reclamele astea, mă? Lasă-te în jos. E una brunetă spânzurată acolo, tu vezi? Ce ai, mă, unde? What the fuck? Un panou publicitar cu una spânzurată. Văd, ești nebun? Cred că tot de la restaurantul ăsta, mă. Bă, cred că e sens să coborâm. Eu zic să coborâm pe ăștia, în rest. Cred că hai cred să coborâm dacă ne-a claxonat. Hai. Gata, 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 gata. Pe unde ești? Ah, pe cat, te pup. Uite pe aici, o leacă de treabă. Ia! Ce? Eu am căzut pe ea. Ăsta nu-l mai salvai. Oh, Gerule, nu! Dacă-i dau intrus. Dă-i. Dă-i. Scapă-l, scapă-l pe fratele meu. Ho, scuture, scuture. Gura voastră, Doamne, Doamne, Doamne. Așa. Tac, să-l fii în 20. Stai mă că își rupse ăsta picioarele, își rupse ăsta picioarele. What the f... Stai bă, lasă bă, bin! Gerule, spune-mi lui APK unde suntem. Nu, nu-i zi lui APK, spune că avem o leacă de treabă. Ba, avem o țără treabă, nu putem acum. Minunat. Hai să mergem. Dă-i, dă-i Mihai. Nu, nu... Dă-i de aici, tata, dă-i de aici, dă-i de aici, că nu, nu e, nu e locul nostru aici. Vă las să te băbiți. Hai să trăiești. Lasă-mă, lasă-mă, stai că eu trebuia să mă duc la Bianca să văd. Vrei să vorbești cu Bianca? Da. Ar fi indicat să vorbești da, cu ea, nu? Prima oară vreau să mă duc să vorbesc și cu restul din sindicat, să vedem dacă cumva s-a raportat vreo mafie fără să aflu eu. Ca să știu vezi, că nu vezi ce afli, ok? Vezi ce afli. Îl sun pe Sergiu, îl sun pe Sergiu. Să la 10 e bine, oare dacă te sun sau e târziu? Bun, la 10, sună-mă la 10, perfect, nu e târziu, e perfect. La 10 te sun, e perfect. Ce facem? Mă ții la curent, mă duc la da, Luci da. Și la Bianca. Vedeți ce faceți. Pup. Pa. Ce făcum ăsta? Ce adică? Lasă cu tine, gerul de. Păi da, vii cu mine, gata, ce să mai... Ești al meu. Hai, ce să mai, gata, vin... Ba. A, păi se putea să nu vină Luci, păi mâncați aici gura ta. Păi bun, se putea să nu vină Luci? Păi dacă e prost. Prost care? Care e ăla, că tu trebuia să uiți. Dar de unde știam ea, bă, păi da chiar, bă, Doamne, bă, dar n-am văzut, bă, așa disperat. Hai că trebuie să mergem la, aolo, știam eu că trebuie să mergem undeva la Zen, că m-am jurat de toți năzăi. Mergem la Zen și după mergem de la ce, Bianca. S-a dat pateu. Ce pateu, mă? Taci, mă, că intrăm acum în martie. Terminăm în martie. Mamă, mă, intru și eu cu tine în martie. Alaltă ieri am mâncat până la refuz. Dacă vrei să știi. Pateu? Că m-a, da. Până la refuz am mâncat.
Mai tu, veni, Mateu. Veni și medic. Da, da, da. La 12 noaptea. La 12 noaptea. Da, cine n-ai mai mâncat după ora 10? Mâncam pateu cu lacrimi în ochi. Îți mor organele în tine. Ai, au murit de mult, stai tu vezi. Dacă mănânci după 10, ești nebun? Tu nu vezi, bă, că eu sunt cadavru ambulant. Dar tu n-ai probleme cu fierea? What the fuck? Oameni, cum mănânc ăsta după ora? Cu fierea. Am probleme cu rinichii maxim. Alo? Ce faci? Bă, tata, mă duc la Zain, ce vrei? Zi direct, ce s-a întâmplat? Zain tot acolo, pe... Trebuie să fac și-o ceva, că mă plictisesc. Da, vino la 83, vino la 83. 82, 83? Cred, 82. Aici, lângă aeroport, la... Sau, ba nu. Las că vin după și vorbim. Haide, bă, ai grijă. Unde ești? Eu imediat mă duc să mănânc. Te pup, Matei, te pup. Păi, băi, vedeți că nu e bine să mâncați așa seara, chat. Puneți mâna, gen, și mâncați până în ora 10 sau da, cel puțin cu 2 ore înainte să vă culcați, știi? Ce, mă? Că, gen, zii, mă. Vă ce? Chinuiți ce organele așa, ce? Credeți-mă. Și poți să aveți probleme, gen, cu fierea ce sau cu diferite. Ce? Ce am făcut? Ce, mai auzit că am zis ceva? Ce? Mai auzit că am zis ceva sau? Nu. Ce am zis? Am zis ceva greșit? Ce treabă ai cu gelul? Stai așa. Doi până la 8 seara. Da, mă, ratatoi, știu că au băieții simulări. Au ăia mici simulări sau ceva de genul și de aia nu o să de puteți. Luni, marți, miercuri până și joi nu. Ce fac, mă, tată, mă? Ce faci? Uite-mi. Oh, e și Rusnaca. Aici. Ia mai fă te rog o dată, mai fă o dată. Du-te, mă, încolo. Ah. Scuze. Ce faci, Zainule? Ce faci? Uite bine tu. Bă, mamă, bă, dar ce-și bă așa rupt, bă? Nu știu că am avut febră musculară. Oh my. Am avut... Stai alea că se răpeală, două secunde. Durere Zainu... de asta de... Ce ai făcut? Ai avut așa? Dureri de? În gât. Aia mari de la 12 au simări. Ah, da, scuze, aia de mari de la 12 au, scuze, am zis să ia mici. Ceva cu o problemă cu... Aia mari, chat, iertați-mă. Suntem înfundate. Deci fixați cu aia, fixați după ce am venit de la liceu. M-am trezit așa. De la ce? De la ce? Ai venit? De la ce? De la muncă? Da. Mamă! Bro, mi-e milă de Zain! Mi-ai zis tu de chestia cu calculatorul. Bro, mi-e milă rău de tot de Zain. Și mă uitasem la ceas când m-am pus așa. Bă, uite, bă, vezi ce face oboțeala. Culcă-te, bă, seara, bă, culcă-te seara. Da, să știi. Azi luai și tu calculator. Îmi va pula în el aia, așa. Bă! Așa a vrut Dumnezeu să fie. Probabil. A vrut să ajute orfanii. Bă, nu mai fi rău, că sunt oameni care chiar au nevoie. Mă, dă-i, mă, pula mea, că m-am uitat acolo pe tragiția. Bă, calmează-te, m-am Zain, uitat, coaie, doamne. Bă, apare zans, coaie, nu știau să dea cu sa, bă, nu știau nimica, coaie. Eu ți-am zis, eu dacă te duceai acolo la eveniment, luai, câștigai, tu erai. Bă, dar nu mai înjura, oh, gata, bă, calm. Aie. Ce să zic? Bă, îmi faci mie rost de o casă, că am nevoie neapărat de o casă. Te rog eu frumos, până mâine, că nu mai pot. Mă dă Lucia afară din casă, nu mai suport. Vino cu mine. Stau cu ultima tâmpită terminată și ne... Adică, păi deja mi-ai găsit casă? Ia tu, măti. Hai. Urci? Sau ce faci? Da. Stătești, domnul Gelu, sunt onorat să vă invit la nuntă la ora 22.22.22 la cod... Ce, mă, 22? 22.22? Azi? La 22.22? 22 a doua? Se că nu e lună. 22 a doua? Ce, mă? Ce, mă? 22.22? De ce n-ai bat 22.22? Unde-i stropeală? În spate. Stropeală! Hai că merg cu stropeală, să nu las singur și mă țin după tine, Zain. Hai. Că nu e frumos, na, e... Bă, bărbatul meu, hai, dă-i! Ce bărbat ce mașină are, bă, rusul! Fii atent că l-am rugat să-mi dea și să-mi arate și mie o casă în sfârșit după atâta timp. Hai, mă, frate, mă! N-a văzut nimeni nimic, liniște, chat, liniște. N-a văzut nimeni nimic. N-a văzut nimeni nimic, bye, da-da-da. Bă, uite, acum nitro la asta!
Aaaa, ce-mi place mașina, căcate-i pe ea de mașină terminată. Fițar, mașina de râs să-ți fie. Cam uitat că asta nu mai virează, frate. Nu mai virează deloc. Mamă, gelule, o, băga și în sânge. Ai făcut o românească din aia. Ai făcut o nemțoaică. Ia-ți 6x6. Lasă că mi-o... Ma, 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 spune, ma, 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 olo, 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 ma, ma. Dar ce, ție îți pică? Nu îmi pică. Sau, a, e pica lui, ia. S-a dus, s-a făcut. S-a dus, mâncate în gura ta, s-a dus. De la oraș. Aoleu, aoleu. Vezi? Și-a ratat șansa. Știi tu care e șansa, zic. Și-a ratat... Da, da, și-a ratat șansa. Vezi? Dacă îi place somnul, știi cum spune Biblia, cine iubește somnul? Lerea va... ăsta cum îi spune? Cum eram... Sărăcia va veni pe... Sărăcia va veni peste el ca un hoț în noapte. Al cui ăsta? Citatul. Cine, nu mai știu, dar știu că e din... Ceva. Bă, dar prost ești, bă. Na, bă, dar am intrat, am făcut toți patru accidente, băi, tată, bă. O, rămân în grup. Lasă-o moartă de treabă. Că nu știu cate-i pe ea de mașină. Să-mi bag pula, mă, te-am fugi cu BMW-ul, mă, ți să-mi bag pula. Stai, tă, nu, la, pateu, pateu, bă, 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 zeinule, bă, intrăm în Marte acum, mă. Să fugi după pula mea. Bă, dar intrăm în Marte acum, bă, și nici bine n-am, nu, n-am... Bă, eu nu mai fac, eu când fac live cu Pateu, eu nu mai mă duc la Zain. De ce nu-i faci un cadou un PC? Pentru că nu, nu mai am sponsor, nu mai are cine. Dar cred că mă reapuc din nou, din, să fac, cum se cheamă? Să fac giveaway-uri din banii mei, cum mi-am făcut și, cum le-am făcut și pe restul, gen. Cred că așa mă reapuc din nou. Știi? Cred că asta am să și fac, dar nu se merită, pentru că nici oamenii... Oamenii nici măcar nu se uită la videoclipuri. Adică, bă, eu făceam chestia asta și dezactivam și monetizarea pe videoclipuri, dacă era. Nu era, bă, nu e vorba de bani, e vorba de câți oameni vizionează. Adică, degeaba fac atâtea giveaway-uri dacă nu se uită nimeni, gen, la el. Bă, vezi că mă duc eu cu Rusul, du-te tu cu Zain. Mă duc eu cu Zain. Ce mai că Zain asta arate? Te pup, Sara. Tasaturile trebuie să vină miercuri, ăsta, Sony. Că a zis că vine Sony miercuri sau joi din Turcia și le dă. Vine din Turcia, frumos, cred că a fost să mai tragă și ele pe dreapta. Hai bă, mai fă! Ce să mai fac dacă ultimul videoclip a avut 12.000 de vizionări? 12.000 de vizionări, bă! 12.000 de vizionări! Aoleo, nu asta, nu asta, nu, aici nu e casa aia unde și-a luat, Venom. Nu și-a luat Venom aici, ca? Gerule. Da. M-a sunat Manu. Ce ți-am luat? Vrea să ne întâlnim cu el la Venezuela. Ok. La o 4-4. Ce casă șmecheră. Dacă nu vei nici că s-a supără pe noi. Oh my god. I know. Ce tu să zici mai stică de mai. Păi simți când a căzut de la etajul 7 și nu a murit și tu ai căzut la un metru și ai murit? Mamă, lasă-mă că am dat rage quit atunci de râdea tot chatul. Aveam și o criză de... Eu aveam crize de plâns și chatul meu crize de râs. Auzi, băi, gelule. Avem o problemă cu casa asta. Ce are casa asta? Cineva mai de mult? Știu. Ce, mă, pasta a fost pusă la vânzare, pasta am luat-o și asta ți-am dat-o. A fost pusă la vânzare de curând? Adică nu mai stă nimeni în ea? Nu. Nu, mă, nu, uite încoace. Cred. Bă, ce șmechere, dă-te, bă, din ușă. Mă, ce? Bă, ce tare. What the fuck? Ești nebun? Nu-i mai ia. What the fuck? Uite cât a balconul ai cu piscina. Uzi, nu-i bine să zici, oh my god. De ce? E, oh, Dumnezeule. Bă, e prea tare. Bă, tare, dar... Aici s-a întâmplat niște chestii urâte și nu cred că vreau. Sean, eu nu prea vreau să iau asta, iertați-mă.
Ești tu. Nu vreți să luăm asta? Aici i-a dat în cap lui Venom fake. Deci a primit Venom fake una în cap. Bro, nu știu ce să zic, nu prea mă simt ok cu casa asta. Bă, cum ziceți voi acum? A, când plouă, aici nu e problemă că udă televizorul. Nu e, chiar nu e problemă. Păi punem bă și tu, bă, pui și tu o prelată. E waterproof. Tragi și tu o prelată pe el. E de la șmecher. Sau fii atent, ai șipcile ăștia, căpriorii ăștia și faci așa. E urâtă? Nu o luăm. Păi pe bune, frate, nu o luăm. Ne trebuie o casă mare cu multe dormitoare. Ce-i asta? Nici măcar n-are etaj. Are o baie. Are un dormitor. Două dormitoare. Și o what the fuck? What the fuck? No. 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 Avem, patru copii, tată. Patru copii, patru camere avem nevoie. Mâncava-și gura voastră. E frumoasă, frate? WC-ul. Ăsta-i WC-ul, tati. Ăsta-i WC-ul. Nu înțeleg de ce. Aici putea să facă două etaje, mă, frățiorul, mă. Putea să facă două. Alo? Ce tu faci, fra? De ce, mă, ce? Să mă cer cu Alice din cauza ta că crede că-s bulanciu, că te că un cer. Zia pe caule, zic că ăștia s-au luat la ceartă aici. What the fuck? Ia zi, de ce? Bă, rusule, mereu mă sperii, mă. Tu chemă de aici, mă, să nu te văd. Hai, mă, zi-mi și mie unde să mi-i șocă. L-am rugat pe zi să mă ajute. Oricum o să merg la cum se cheamă, la Bianca și la Lucy, să vorbesc cu ea. Ne vedem, fii atent unde ne vedem, ape caule, două secunde. Unde eram, mă? La 9:10, stai că zic acum, 9:10. Dă înainte tu, pa. Cine e fata aia de pe televizor? Ce fată de pe televizor, mă? Bă, nu mă mai speriați. Ce fată de pe televizor? Ce fată de pe televizor, mă? Ce bă, David Alin? Zevere. Ce fată de pe televizor? Mă, s-a văzut iar o fată? Sau ce fată? Bă, cred că-ți bagi joc de mine, mă. Cine a zis asta cu fata de pe televizor? Ia stai. Gina e fata aia de pe televizor. Ah, wow, ce-am citit. Gen, se referă că de pe televizorul ăla Genule. Vechi. Oh my god, m-am și speriat. Da, mă, zi. Zinule, nu te supăra pe mine, dar... Bă, cea, mie nu-mi place, mă, casa asta, mă. Nu-mi place, mă. Okay. Nu prea îmi place. Și de ce? Am patru copii, mă, Zeinule, mă. Patru copii, bă, tati, bă. Cum, bă, patru? No, patru, mă. Zein, bă, Zein. De ce a fătat? A fătat, wow, a fătat vaca vițelu. A fătat vițelu, mi-a dat doi vițeli frumoși. Viței frumoși. Viței, mă, nu vițeli. Viței frumoși. Exact ca la colonii și colonili. Și acum are patru. Se mută și ăsta ca e prii. Și acum am patru, auzi, mă, mă, nu mulțumesc ca e prii, mă. Cum e? Grenade sau grenăz? Grenăz. Grenade. Bravo, Gerule, să trăiești. Hai, bă, hai! Zeinule, mai ai case sau mi le răspărești tu mâine? Că trebuie să mă așteaptă și pe mine Bianca repede acasă. Mai dacă ia altele, în alt sector. Nu mai ai? Mâine. Hai, atunci asistem mâine, te pup. Băi, rusule. Ce vrei, mă? Mi-a părut bine. Trebuie să fug și eu acum, că trebuie să i-am zis lui Mihai. Simpule, ești simplu. Ești simplu. Mai dăm, te rog, un U? Te rog. Zina-s mă jure. Haide, dă-mi acum, hai, te rog. Bai? Ma. Te chemăm. Ma. Aoleu, doamne. Hai. Hai că trebuie să vorbim și cu Mihai, să-l aducem pe Mihai la Bianca. Ce? Acum sunt cu Gerule, mă sună Manu. Mergem la Manu mai întâi și după aia mergem la Bianca. A, mă, tată, păi dar trebuia să... Bă, ce măi... Hai că trecem pe la Venezuela. Hai că suntem tot aceea aproape, că se supără omul pe noi, mă. Doamne... Hai să mergem la el, mă.
Poți să cauți numărul ăla de mașina aia roșu, că ai poza. Da, 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 corect, corect, corect. Unde e Manu? La 8, aici? La 844, la Venezuela, la... Hai că dacă tot e în drumul nostru, e bine. Păi da. Poți să cauți numărul de mașina... Da, 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 aia, știu, știu, știu Xen-ul, am citit mesajul tău. Uită-te dacă mai e Bianca pe server. Dacă nu mai e Bianca pe server, o sparg. Aaaa, Bianca, unde ești, mâncați ești gura ta, Bianco? Unde ești, Bianco, mâncați ești gura ta? Lasă că o, acum, acum vede ce-i fac. Păi trebuia să vorb... Ia uite mă că zi vorbi de electricii. Mihai, ne vedem la mine, la casă, la 910, bine? 910? 910, să vorbim cu Bianca, dar vezi, nu te du singur încă că se sperie. Care 910? Aaaa. Ok, vin imediat. Hai te pupai grijă. Ia uite regii mei. Regii mei! Vă pup regilor, vă pup regilor. Unde, unde, unde e crucea? Vă aștept la nuntă, băi. Bun, vedeți că miercuri, știți ce avem, da? Da, da. Jihad. Bă, să ce? Vă aștept la nuntă. Jihad, băieții mei, jihadul mare. Jihadul mare, tati. Jihadul mare. Ăsta n-alb și cine e? Ăsta n-alb și cine e? Manu, mă. E Manu. Unde a plecat? Am zis, nu repet, ai 2 minute să vii dacă... Vine și el în 2 minute. De ce crezi că e în albu? A plecat și că nu e repede. Manule! Hai să-ți dau banii aia, că ți-am zis că-ți dau banii. Dăm CNP-ul. 21955. 21955. Bă, l-a zis pe stropeală? Da, uite-l. E în fata ta. Bă, voi ați mai auzit ceva de tata aia, mă? Sunt imediat. Avem ședință. Păi, dacă am uitat să te... Bă, ați mai auzit ceva, mă? Bă, ați mai auzit, Banule, ați mai auzit ceva de tata aia? Tata e plecat din oraș. De tata aia nimic. Da, se mai aude ceva? Câte game mai are? Cred că zbară vântul. Cred că s-a dus singur la hotel la Banat. Cred că mai zbare vântul. Doamne, l-a trimis ăștia la Banat chat. În Banat mâncava și gura. Bă, și-a bătut joc în ultimul al de tataie, mă, tată. Bă, ce iurea, mă. E sun imediat. Ce iurea, bă. Imediat te sun. O să-l trec pe ăsta în telefon. Stropeală, te sun imediat, așa o să-l trec. Da, așa l-am trecut și eu. Te sun în 5 minute. Te sun în 5 minute. Te sun în 7 minute. Și nu mai sun. Peste un an. Auzi, mai bine te-ai duce la farmacie și mi-a luat niște memobil, că stau cam prost cu memorie așa. Hai că faci memobil? N-am auzit în viața. Auzi? Bun, Manule, ți-am dat banii, da? Treci după mine. Ți-am dat banii, da? Treci aici. I-a dat. Zici ce s-am luat. Bă, vezi că e Luci acolo. Aolo, e Luci acolo! Mamă, stai așa că s-am luat o chestie. Te rog, spune că nu ești oraș. Te rog, spune că nu ești oraș. Du-te, bă, și ia. Te rog, spune că nu ești oraș. Pe cine sunt? Pastile? Cum o aveam trecută, mă, pe Luci, mă? Cine vrei să sunt? Nu e pe oraș, e bine, e bine, bravo, 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 bravo. Ha, gata, am scăpat. Pe cine vrei să sunt? O fată, o fată. Ia zi, mă, Manule, ce s-am luat, ești bine? De când până când, mister, știi tu cine vine și face mie reguli? Nu știu ce s-a întâmplat, repet, o să investighez bine treaba asta. E bine și le dă el îmbrăcămintea, nu? Că el ce? Le-a dat lor îmbrăcămintea. Cine a zis? Da. Da, o iubi și el? Sebi, colider, Andrei. Da. Colider secundar vine și le dă el cum să se îmbrace, Dico? De când până când? Ia o să știu. Așa face a plecat, deci. Așa grade. Și-a luat-o în cap de pe orașul ăla cu verde. Da, 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 un... Mai bine mai venea. De pe orașul cu verde. Da, da, lasă că intru eu în pâine, cum s-ar spune. Lasă că... Că intru eu în el, nu e problemă. Ok, sună ciudat. Până intri... Până faci tu asta, crede-mă că dacă am intrat eu nu mi-ai. Știu ce zici, știu ce zici. Că la recrutare de acum nu mai băgăm toți prunculeții din lume. Ai înțeles? Bă, la recrutare băgăm toți, ascultă-mă puțin. După o săptămână, după o săptămână băgăm, le dăm testele. O săptămână îi lăsăm pentru acomodare. Crede-mă că sunt oameni care își fac treaba și... Bun, și o întrebare. Zi. Dacă totuși am oameni care nu au intrat din 16... Din 17... Da. Out! Aia trebuia, dar nu înțeleg de ce, aia trebuia dați afară automat. Out! 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 Dar înainte să le dai out, intri pe camera de blacklist. Hai că trebuie să plecăm, așteaptă sindicatul. Mai trebuie să dau ceva?
nu pot, eu să dau numai... Aaa, căcat, am uitat că e rahatul ăla. Mamă, deci fii atent, joi când o veni primarul, de nu-l, îl bat la cap, dronă, Venezuela și asta cu gradele. Hai, nu prea e posibil. Și Corleonesu, ca să ne... Ia uite mă, nici acum n-a rezolvat mă ăla când te uiți pe... Da, da. Știți ce zic, nu? Știți ce zic, nu? Ala ce să fie alt cumva. Da. Nici acum n-a rezolvat mă, tată mă. Bă, dezamăgire mă. Aoleu, gelule are Andrei nuntă. Așa, era asta. Cum mai are Andrei nuntă acum mă? Ce faci mă? Nu tine, pizza-r capul tot de prost. Hai, dați-i că mă, e jale, ne așteaptă sindicatul. Dă-i Luciane că mă așteaptă sindicatul. Uuu, bun, că aici bura lui electric. Punem unde mergem. Dă-i stânga aici. Nu te mai iubesc, Manule. 910 aici. Eu te iubesc pe tine, Manule, dar... Dreapta. Buzi, ai mers la Kaufland, te pup Răzvanu, te pup Rege, te pup. N-am mers la Kaufland că nu mi-au dat băieți încă voucherul. Ia uite bă, am câștigat cursa, nu mi-au dat. Aștept să-mi dea voucherul să pot să mă duc la Kaufland să-mi iau pateurile. Pateurile mele meritate, băieți. Iară poliția, pateurile mele meritate. Bine meritate. Nu știu să că ia racu. Să ia racu. Să ia racu. Hai tată, lasă-i, numai fără să ia racu. Lasă-l pe racu. Bă, dar de ce vine aia după noi? Ți le dau eu înapoi, ți le dau eu înapoi. Ăla-i Sergiu, e Sergiu. Hai, Sergiu. Tu cu ce vrei. Hai să trăiești. Ușor, ușor, ușor. Că faci gura voastră în urmă. Florin Marin, te pup, Florin Marin, te pup. De ce e Manu în alb? Nu știu, Edi, bună întrebare. Dacă îl vede sindicatul, moare. De ce mori, mă, Sara? De ce mori? Ce s-a întâmplat? Oh, ușor. Opa! Din Venezuela poți ajunge Los Corleones. Da, da, mai greu, mai greu. Cel mai ușor poți să ajungi prin Zăbăloasă. Zăbăloasă și așa poți să intri și în Venezuela, tot cu Zăbăloasă, dar sau aștepți la recrutări. O lună după recrutări. Ce se întâmplă? Unde se întâmplă? Din lună în lună facem recrutările. Mă, Bianca parcă nu era. What? Bianca? Bianca, cumnata mea preferată. Parcă nu era pe ora, și te-am sunat și n-ară. What? Am intrat acum câteva minute. Înapoi pe oraș. Aaa, ia uzi mă, bă, auzi, dar de când ai născut parcă ești cam plat, așa, nu știu. Cam, eee... Bine, așa a fost toată viața. Ce? Ups, scuze, nu dăm din casă, că nu e frumos. Vrei să spun ceva? Da, mă, zi. Asta e cam lăsată, ce vrei să zici de asta? Ce, burta? Știu. Alo, Mihai. Stai că se mai întâmplă ceva, pe drum mă opri poliția. Hai, mă, eu nu cred. Zici că au avut dură pe mașina mea nouă. Noroc că n-au avut cum să mă fac nic. Mi-a dat amendă că am trecut pe roșu și rest. Wow. Dacă am absolut tot, n-au ce să fac. N-am. Dacă sunt într-o spre tine acum, sunt pe auto. Da mă, tata, hai, vino încoa, că te aștept aici. O să vină Mihai, să știi. Ai auzit? De ce? Să vorbim. Ce anume? Dacă întreabă cineva cu este casa, îi zicem că... Ai supărat copil. Dacă întreabă cineva a cui este casa, îi zicem că... Ia mea. Dacă întreabă a cui este casa, îi zicem că... Ia mea. Doamne, haide sus băieți, haide sus. Rămâi acolo, Bianco! Las că vă văd și pe voi. Doamne ajută că mai are o țără și fată. Bun. La vinia. Deci dacă ne vede, dacă ne... E casa mea, că e hit mai acolo, e casa mea, n-auzi, surd? Dar ce tragi? I-am zis lui Mihai? Bă, ușor, fără d-alea. Doamne, Bianco, te rog eu frumos, Bianco, te rog eu. Du-te mai încolo. Du-te mai încolo! Doamne, mă, lați-și gura, Doamne, nu mai suport, chat. Bă, e Sergiu lângă, o să-i zică Sergiu! Că ți-ai mare șarpe. Mică, potule. Ce simți, mă, nebunule, ce simți? Deci, dacă te întreabă, dacă zice Mihai ceva, să-i casa lui cui? Ia. Ia mea, mă. E al Luci. Așa, bravo. Chiar e al lui Luci, ce da? Ce era așa de greu, mă? Păi, chiar e al lui Luci. Bravo. Din orice da, clipă... Da, știu că e casa lui. Asculați-mă. Din orice clipă s-ar putea să ajungă Mihai. Și dacă ajunge Mihai, e șale, mâncava și gura, așa că pregătiți-vă. Uzi, ai zis că e pregătiți casa lui Luci. Nu știu, cred că i-am zis lui Mihai că e casa lui Luci, dar nu știu sigur. Păi da, Luci e eu.
Nu, Lucy, o să, atunci hai că îi zic lui Mihai, îi zic lui Mihai că e casa lui... Stați, casa... Ce aveți, mă, terminaților? Sunteți terminați la cap! Ce mai bună ce aveți? Pe tine, avea a, să trăiți, să trăiți, Mihai! Avea o muscă pe tine, ratatule! Să trăiți! Dă duna din fundul părții! Cred că m-auzi! I-a dat! Să rău, ești bine? Ești bine? Avea o muscă pe tine! I-a dat! Ce? De pe târgogna, tatăl! Aveam o muscă, eu i-am zis să mă bată! Avea o muscă. Exact. Acum nu mă interesa să-i deschine de ține tătaua cu e. Ce, mă? Ce? Ia lui Luci ăsta. Ia lui Luci, mă, ia lui Luci. Ăsta cu cravată. Ce arăți, mă, spre mine, ia lui Luci? Chiamă-mă pe Bianca, unde-i Bianca? Că cu Bianca trebuie să vorbim. A zis că se duce până la bancă, până la baie. La bancă. Până la bancă. Până la bancă. Scoate niște bani. Vreau să iau șapă. Te pup eu nu seara. Ok, o să-ți dau după să vedem. Da. Cu copilul la prâu. Toa. Copilul la Gelule, asta e asta e mamă degenerată. Asta e mamă degenerată. Gelule, ce mai face asta? Să că mai dau de până în când. Copilul are static. Bă, nepunule, cum să fie copilul ăsta? Gelule, mă duc să scap copilul, bă. La bebeluș copilul ăsta. Opa, ghici cine va fi la nunta lui Andrei? Cine va fi? Sara și cred că fata aia de lângă e Gina. Opa. Dar nu e Gina. Omorâm. Mergem la nuntă la Andrei. Clar, nu nunta și Gina. Are cumva părul voi negru? Voi vorbiți de anunte, eu zic de omorât. Gelu. Mergem la mormântare, nu-i problemă. Vezi că nu fie tramvaiul. Ceamă. Știi că e în hip-hop. Aaa, e tramvaiul ăla, căca, da, nu e alarmă falsă, băiți, alarmă falsă, nu. Atât vă zic, dacă mergem la nuntă, iar o să ne ia poliția. Nu e problemă, nu? Nu e problemă, de ce să stătui. Da, domnul Mihai, nu e problemă, să lăsăm liniștiți, adică. Bă, după ce scăpai de ăla, mă mai apăr o dată pe autostrad, de că vine un gabor după mine, un cadet împuțit, îi dă de glonț. Doamne, bă, tu ești în... Dacă o treabă cu mine, bă, am totul legal și stau după curul meu, făcut eu stânga, a făcut și el stânga, făcut dreapta, făcut dreapta, mă lasă-mă în pace. Da, corect. Mori, du-te. Deci, Mihai, până la urmă, ce facem? Ce dracu să facem? Mergem la nuntă. Îi prinde și omorâm. Păi da, dar nu cred că o să fie Gina la nuntă, nu știu, ar fi o idee să vedem. Dar e tramvaiul ăla, mă, că mă și enervează. Bă, duci, mă, tramvai la spital, bă, acolo. Am și eu, băieții, sunt și ăștia, au venit cu unul afară drept gardă de corp. Bomba. Venim frumos, ne îmbrăcăm să nu ne recunoască nimeni. Nu vorbim, ca să n-ai băcut să-ți dea seama cine suntem. Așa? Și stăm pe acolo, primul zime. Adică, practic... Să fim clanul nuntașilor. Da, clanul nuntașilor, Inemon. Nu-i problemă. Mă pricep. Mă rezolvăm noi. Descărcăm tech. Păi da, mă, dar nu știu dacă o să fim, nu cred că o să fie, că n-are avea nicio logică. Gina, din ce știu eu, este... E o nuntă. Mergem și vedem. Profită și aia de ocazie să meargă la nuntă să-și arată elegantă și... Păi da, mă, dar iar trebuie să dau, bă, 50 de milioane, știi cum e vorba? Da, de ce trebuie să dai tu cadou de nuntă? De ce trebuie să dai? Bă, cum era, mă, vorba aia? Dai ca să vină și la tine, sau cum era? Da. Te duci ca să vină și la tine, nu? Păi da. Să le facă asta parte se aplica în rândul la morminte. Nu mereu. Gelule, dacă ai la cimitire, la mormântări sau la nunți? Dacă ții minte chestia asta era altfel, dacă stau pe rapa altuia, ești ca stunia. Adevărat. Bun. Unde Dumnezeu s-a dus pe Anca că a zis că se duce să duce să pișe și n-a mai venit. Poate copilul, poate ia duceți-mă unul după Bianca. Mergeți-l pe Bianca. Mă duc, mă. Băi, adică peste ea, vedeți, folotiți-vă. Mă duc eu, bat eu la ușă. Mergem atunci la nuntă, mergem la nuntă atunci? Mergem. Hai să ne pregătim, eu trebuie să mă îmbrac frumos de nuntă, eu n-am nicio îmbrăcăminte, ești prost? Te îmbrac așa la nuntă ca mine? Trebuie să mă îmbrac frumos, mă, păi dar trebuie să mă îmbrac frumos pentru nuntă. Uite, păi cum e Luci îmbrăcat cu cravată, frumos? Hai să ne îmbrăcăm ca așa, ca să ne jucăm. Păi e la și 22 acum, pierdem nuntă, ești prost? Pardon. Zicem să tragă de timp, să mergem să ne schimbăm repede pe plajă. Nu trage nimeni de timp pentru tine, crede-mă, pentru noi. Păi hai mai repede, grăbiți-vă. Păi hai să ne mișcăm. Păi hai în pana mea, grăbiți-vă dacă vă grăbiți. Ia-ți acum 6 ori 6. Mâine pe live ne luăm, mâine pe live, că nu mai avem timp acum. Oooo, Apecuțu. Nu e Apecuțu. Aba da, e. Ce faci, mă? Ce faci? Bă, lăsați-l-o în pace, n-am făcut nimic. Ce mă, tată, bă, gata, mă, polotiți-vă. Bă, gata, mă, că n-am făcut nimic. Bă,
Oh, l-a luat. Te mai apropia. L-a luat Papeca. Îmi șterg și ochelarii pe sfârcul meu, tare. Hai bă, gelile, să mergem, că pierdem timpul. Presim că moare, presim că moare. Hai la... Hai tata, că pierdem timpul, dar nu știu dacă ar fi o idee bună, mă, să mergem, mă, că e periculos, mă. Că iar vin, poate vine poliția. Dacă vine, îi cucăm pe toți. Stai că vin și aici. Vin la nuntă, păi trebuie să te îmbraci frumos. Păi, hai că vă îmbrac pe toți, hai, hai. 22 și 22, la 6-6-1, puneți-mi repede, la 6-6-1, să vedem unde să văd și unul. La costum trebuie să ne îmbrăcăm. 6-6-1, repede, repede careva. Bă, fii atent, deci la costum. Păi nu te mă la scafandru, că n-am costum de scafandru. Bă, terminatule, doamne. Zi, bă, repede, zi. 6-6-1. Să-mi trag una în roata aia ta, că mi-ai strâmbat roata și patinează mașina. Te-am pus, te-am pus, te-am pus. Vezi că făcui o greșeală. Ce greșeală făcui ea? Fii atent, știi că mă trimise să mă uit după Bianca. Așa. La baie. Așa, și? Așa, ia. Și văzui, bătui la ușă, văzui că nu răspunde. Eu mă gândi, bă, o fi murit căzută, tu cu capul, bă, cu ea ceva. Bă, tu ai intrat peste nevastă mea în baie? Bătui la ușă, văd că nu răspunde, dărâmai ușa. Bă, tu ai intrat peste nevastă mea în baie? Da, da, și era mută, nu zicea nimica. Bă, terminatule, poate... Cred că o lăsai fără cuvinte. Era dezbrăcată ceva, Doamne ferește? Nu, era cu copilul în brațe, îi dădea să sugă. Ai de capul și de zile. Îi văzui muțile. E, las că am mai avut. De bea mare. Mi-am mai văzut două femei. Nu știu, mi se pare ciudat, ok, nu vreau să intru în detaliu ăsta cea, dar știți la ce m-am gândit, nu? Acum, Gerule, e vorba aia, suntem frați. Toci. Nu-i problemă. Nu, la mine nu funcționează această vorbeală. Și la tine, dacă vrei să o vezi pe Alice. Bă, dar tu nu ești frecat, bă, genul. Auzi propel, măcar, bro. Măcar erau mai. Nu, era mici. Unde e, mă? 6-6, aici e, mă, 6-6-1. Haide. Aoleo, îmbrăcămintea, bă. Aia cu mâțile mari e pe alt oraș. Bă. Îmbrăcămintea, bă. Vreau să-i dau un mesaj la aia, la Bianca. Căcate. Pe WhatsApp, știi? Îi zic că au hai să-i schimbăm. Și HD, dar ce vreau să-i dau un mesaj la aia, la altă. Bă, hai mă, repede să ne îmbrăcăm înainte să mergem la nuntă. Hai să ne luăm. Bă, du-te, bă, vezi că e în spate mai aproape, ratat. Bă, prost, pune mă în spate mai. Aha, văd acolo. Ba nu, mă, e la fel, tot aia e. Tot acolo. Ai haine salvate? Haine salvate? Ascultă-mă. Vedem acum dacă am hainele salvate. Stați-o leacă. Sau la mâțe mari? Vreau să-i dau la mâțe mici, dar să convertiți spre mâțe mari. Ce, mă, despre ce mâțe vorbiți, mă? Bă, terminaților, bă. Bă, dar sunteți buni, mă, sunteți buni. A, da, uite ce e salvat. E Balenciaga. Aolo, n-am de salvat skin-ul. La așa din mâinile mele. Îl salvez pe ăsta. Stai, mask. A, e bine. Ce bolani. Îl salvez pe ăsta. Îl salvez pe ăsta. Mănușile? Și pe celălalt îl... 140. Luci, ia zi astea. Luci, zi și mie astea de la tine, de la Hitman. Să fim și noi domni. Ia zi, jachetă. Hai zici azi? Da, jachetă 407. Bă, tu cum ai venit mai aici? Nu erai la baie? V-am urmărit. Așa? Ce? Am înțeles. Bianca, zi, jachete 400 cât? Sper că nu te supărași pe mine că intrai peste tine în baie. Dar nu. Așa, zi, continuă. Tricou 143. Eram pe gânduri. Ia-o-și gelurile, fii atent că nu se supără. Așa, tași din gură, frate. Mâini mănuși 46. Mâini mănuși? 46. Pantaloni 140. Dar nu-mi plau mâinile astea, da. Că mi-au e altă. Pantaloni 140? Da, 140. Vezi că-ți văd mâinile prin ăsta. Taci, mă, din gură, ară ca un handicapat așa, să mor eu mai pantof... bine. Pantofi... Păi aștept, pantofi 60. Mai ții minte, bă? Îmbracă mintea asta? Ia, stai, ia-o leacă, hou. Pune-te pălărie ceva. Așa... Ce, mă, că vii și eu la nuntă, stai așa. Bă, tata, nu vin. Cred. Pantofi... Vii cu copilul la nuntă? Te atenți, pantofi 62, că nu vii cu crocodilii aia. Ce mă mai făcureați un copil? Așa, 62, da. zi. Mai departe. Da și mie pălăria. Ochelari 26. Spune și mie lasă-mă pălăria. Lasă-mă ochelarii, tu zi-mi eșarfe coliere acolo. Eșarfe coliere 92. Ce mă? 110? Oooo. Atât. Ia zi, mai zi o dată pantofii. Pantofii? Da.
Dar nu-mi place mașul, eu vreau o leacă înalt îmbrăcat. Bă, ești terminat? Cum mă vii, mă, tu cu costumul în adiraj, mă, terminatule? Cine te-a învățat, mă, pe tine, mă, da, bă? Zi pantofii. Hai mai bine la costum de scafandru, că arată mai bine. Pantofii 62. Mergeți să spargem nunți, băieți. Așa, gata. Angelu, puneți ghiozdanul în spate, că să văd pantofii aurii. N-auzi? A, uite, azi ziceați că sunt Dani Mocanu în tinereță. Când avea pojari. Gelu, așa, schimbă cuțele. Iară, mă, iară începe ăla să bocească. Aulă, Bianco, Bianco, tu vii la nuntă cu copil, mai bine luai o bună, frate. Mă, taci cu nu, că dau Polex, nu, că dau, stai să termine și dau Polex. Ia-l pe Luci, ia-l pe Luci, că se pricepe că... Să nu, vezi, să nu. Hai la nuntă, Carlos, să trăiești, Doamne ajută, hai la nuntă. Și ciudat arăt. La nunta lui Andrei. Lasă crucea. Săbărită floare cu bujor, băiat. Nu cravată. Săbărită floare. Lasă crucea. Care era crucea? Care era crucea? Ce număr era aici? La aici ar fi, era 300, 100, cât era chat? Repede, 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 repede. Dacă ai fi și topless, hai mă frate, cât era mă, 244 mă? 10, 10 out of 10. Avem 4. Aha, pe aici, pe aici, ia ia. Nu era, nu era, nu era. Dă-te din fața mea, dă-te din fața mea, că fix în fața mea. Să fiu o naiba de nu ești dat de pomană. Bă, zi și mie frate, unde era ăla? Ce mă? Crucea mă. Ia, Bia, vină încoa puțin, că am uitat. Crucea, mă, crucea, ajutați-mă! Ajutați-l pe Gelu să-și găsească crucea. Nu găsesc crucea, vă rog! Cât era, mă, dă-te, bă, băiat! Bă, da, te-ai pus, frate, fix în fața mea, nu știu, mă, cum ai, bă, mă, norocul ăsta, bă, tată, bă. Ge... Sergiule! Zi! Să fiu al dracu de unde i-am îmbrăcat să-și că ești ospătat. Cât era, mă, crucea, mă, fără pălărie? Lasă-mă, că pălăria ne-o dea mai târziu jos, putem să ne-o dăm jos. Lasă, mască. Ce mască, mă? Ne mergem la nuntă, ești tâmpit, o să vină poliția pe acolo, mă. Are motiv asta, să mă ia. Asta mică sau care este trebuie? Bă, auzi? Dacă dau la ieșar și fii colier, e cumva ciocan? Bă, nu mai știu. E la mușchiul de cals. Sigur? Sigur, sigur. Asta e crucea sau e una mai mare? Cred că e una mai mare, mai nu? Mai mare, fraiera. Ce faceți, mă? Îți plac lucrurile, margelule. Să fiu al naiba de nou. Opa. Ha! Opa. Doamne, ce dăm, yeah. Mi-era să zic eu ceva. Cât ba, era, da, mă? Cât era, mă? Cât era, mă, aia, mă? Ia, mă, asta era? Da, mă, asta era. Ospătarule. Nu era asta, dar mă rog, e bine și asta. Hai, dați-i. Hai, mă, dai. De la care acum ne pregătim, suntem clanul nuntașilor. Hai că o luăm și noi pe asta. Hai, Bianco. Unde știu. Bă, că e Sergiu, uite, lasă-mă că e bună asta. Hai, Sergiu, le taci din gură, stai liniștit. Venim acum, suntem pe drum, clanul nuntașilor, venim toți. Hai că e mașină bună asta. Dacă e Gina acolo, unde Mihai? Dacă e Gina, omorâm, ați înțeles? Dar cum o omorâm? Că trebuie să facem 30 de dalea. Dacă e Gina acolo, chat, cum o omorâm? Ai trecut? Lasă-mă că nu mai avem timp, nu mai avem timp. Aici e, mă? Iar aici? Bă, dar toată lumea își face nunta aici, mă? Păi cred că e ce mai mult. Vezi, e sala de evenimente, da, aia. Nu-i mă nimeni aici, bă, prostele, 6-6-1 a zis. Uite, e spate. Cred că sunt spate toți. Cred că sunt spate la... 6-6-1 a zis. Uite, uite mașinile, uite mașinile în față. Uite-i pe toți. Bă, așa puțin, mă. Cam puțin, verii mei. Mamă, doamne. Așa. Ooo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 
eu după ce am dat în bară. O, da, frumos. Bă, păi puțin, mă, păi căcat, aici n-am cum să dau de Gina. Ia uite. Uite cât sunt. Uite Mireasa aici. Uleu, poliția, poliția. Stai să-mi și bata. Ține, bag arma, bag arma că e poliție, bag arma că e poliție și după... Ce mă, gelu... Și dați-vă și masca ca să n-aibă motiv să ne apă sus. Dă-ți masca, dă-ți masca ca să vedeți că o să dea un mușuc. Hai mă că suntem... Suntem toate mașinile.
Suntem nuntași, bă, nu suntem infractori. Hai, hai, hai. Da? Zile și polițiștilor de data trecută. Bă, știi ce mai e? Pe unde pleci? Spectate. Stai că sunt curios unde e Gina, auzi, e Sara. Știu. Păi da, tocmai de aia mă le spunem că suntem nuntași. Ia, vină în coabă, vină în coabă. Aoleu, ce mă doare spatele. Uite mă că ei sunt acolo deja, ești prost? Prost l-a făcut pe la măsa. Bă, ăla e prost, mă. Handicapatul. A intrat direct în toate mașinile, handicapatul. Poți pilot cumva? Handicapatul pământului. Nu mai ține arma mână că vârfuri. Dă-i mă încolo, mă, că dacă îl prind pe ăla să vezi ce-i fac. Handicapatul pământului. Păi să-i așa se intră, mă? Prostul n-ai, băi, uite ăla, ăla e. I-am tras la roți și i-am tras în cap, ați văzut ce frumos? Voi ați văzut unde a tras în el și unde și-a luat? Mamă, vere! Vere! Și ca să confirm, să nu ziceți după jucătorii ce de 5M cam hack. Fiți atenți. Ia să-i apă loc, stai o leacă pe loc, stai o leacă pe loc, stai o leacă pe loc, wow! Ce? Aolo. Mă, ce? Ca să nu ziceți cam hack după, mai târziu. Șai, i-a tras în roți. Și i-a dat în cap. De-aia nici măcar n-am tras în capul lui. Dolipseai, mă, dolipseai. Wow, bro. Gelul jefuitor. De ce intri, mă, mașinile alea, bă, handicapatule? Nu, bă, n-auzi că era mai rău. De ce intri, mă, handicapatule, în toate mașinile alea, mă, tâmpitule, mă? Iată, vezi care are armă să iasă? Bă, ce faceți, bro? Ce-ați făcut, mă, aici? Ce-ați făcut aici? 5-5-5, sper că nu e mișa. Aoleu, e din sindicat, aoleu, e din sindicat. Am înțeles. Nu, e băiatul care a intrat în toate mașinile, îl știți pe ăla cu parolul. De ce? Păi de ce? Întrebați-l pe domnul, ia întrebați-l. Păi unde? Păi uite la spatele meu. Gelul nu el a intrat. Ești chiar? Asta de pe tine. Da. Vezi și mașina unde e? Mașina s-a plecat, s-a dus încolo, nu vezi? Gelul, mamă, nu de la el sindicat, a intrat, mânca, nu era la volan pe Iisus. De la sindicat, taci din gură, terminatule, că știu că poate nu era el, e de la sindicat, s-a exterminat. Dați-i unul trusă dacă aveți. Stai că am eu trusă, dar trebuie să fie din mafie ca să pot să-i dau. E din mafie? E sindicat? Hai, e, lasă. Bun, când se trezește, ei zici că nu știi ce s-a întâmplat. Că chiar nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Da. Și vezi că ai mai tras și fără mască. Ai, de capul meu, te-ai umplut. Cam puțin, mă, cam puțin oameni. Cam puțin chat. Ia uite-l, mă. Bă, gelule, Cristi. Crezi că te-ai luat în nuntașii. Hai să trăiesc la Orențiu. Eu lângă tine stau aceea. Nu dăm și noi cadoul la Mire? Fac și un live cu Mire. Hai să zic, păi da, Mirele l-a luat Dumnezeu. Da, la mine, că Mirele... Bă, vorba aia... Da, să rămâine. Un număr de telefon, că... Să rămână. Hai că stai, băi, am mâncat vaș gura voastră, se căsătorește cu un bărbat. Doamne, mi-e rău, Se căsătorește cu un băiat. Și dă și tu o sugestie acolo, cum o s-ar dice. Parcă vedeți că zboară în bani. Sugestie? Da, așa, sugerează-mi și mie puțină... Atenție să-mi sugerez, dacă poți. Așa, acum să-ți dau... Bă, lăsați-vă cu sugerațiilor! Sugerațiile! Băi, trească Miri ca să dă piatră. Nu mă zic, copii de lemn. S-a întors Mirele. Dați CNP-ul, doamnă. Copii de lemn. Eu i-am dat cadou regest. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mirasa, CNP-ul. 2-7. De la Laurentiu, să știi. 9-2-0. Nașule aici. Cât să-i dau, mă, mai multe 10 milioane, nu-i dau, ești nebun. Andrei. Cura. Vezi că eu n-am bani să-ți dau. Să fie primit, doamne. Să rămână. Larisa, tu ești? Sunt rumână. Gelă mie nu e, dar mie nică. Păi ei i-am dat, i-am băgat banii aici în subier. A, da? Mie, la mine. Bun. Am băgat banii așa în subier. Andrei, liniște. Dacă fii real dreacu, bă, banul, eu, prostule, dai-mi preot. Banii la...
cadourile la sfârșit. Handicap, poate, mă. Păi dacă n-au că... Trece aici, rând. Dacă e corupt. Dacă e corupt. Părinte, ridică-te. Unde-i bă Gina, bă, că nu vă bă Gina, bă? Domnul părinte. Cred că l-a luat ăla cu... Cred că stă bine acolo, nu știu de ce ai impresia. Da, sincer, pe bine. Bă, unde te uiți? Voiam să mă uit să văd dacă e Sara aia, e Sara cea, nu? E Sara, nu? E bătaie ruptă din rai. Eu mâine am treabă mai mult. Bătaie ruptă din rai. Ce-a spățit, domnul părinte? Dacă publicul e curat, te dă pierd. Iartă că le-a ținut. Sunteți toți, mă? Da, da. Să trăiască popa. Să trăiască clanul nuntașilor. Hai de pus tot pe arănașul. Ia, știi ce? Bă, știi ce ești, mă? Bro! Eu sunt nuntașul, eu sunt nuntașul. Liniște, da, mă, deci nu e Gina aici, mă. E pur și simplu. Nu e Gina. E Sara, dar nu e Gina. Laurențiu, Laurențiu. Laurențiu, te-am găsit, Laurențiu. Liniște. De ce nu e, mă, frate, mă? De ce nu e, mă? Bă, ce mă oferi, mă? Păi să vină și Miri aici în față. Binecuvântat este... Nu-l vedeți, domn preot! Și... Miri a zis să vină. Laurențiu, dar ce faci, mă? N-avem naș. Uite, mă, pe Gina, mă, asta-i Gina, mă, Gina. Eu nu mă mai pun naș. Laurențiu! Gelule, tu te pui tu. Laurențiu! Carlos, Laurențiu! Laurențiu, hai cu mine. Nu, nu. Laurențiu, hai cu mine, viața. Nu, nu. Dar nu știu ce e. Auzi, facă, nu. Pune-te, mă, dracu' linie. Voi vedeți că l-are, l-are pistol la buric aici, la, cum se cheamă, are pistol la puțin abuz. E, Matei, mai faci și voi de-astea, nu? Da. Auzi, dar domnul, cine e? Atât de dacă e pe server Gina. Nu știu dacă e pe server, dar știu că e în smur. E mâna dreaptă. Cum o chema? Gura. Hai, mă, tai, tai ușor. Gura. Haideți, domn preot. Gina scârb? Hai, sunteți gata, hai toată lumea. Gina scârb? Liniște, vă rog. Gina scârb, Gina, da, Gina, Gina scârb, nu e pe server. Da, mă, nu e pe server. Da, nu e pe server, chat, nu e pe server, nu e pe server, nu e pe server. Face liniște, vă rog eu. Dacă vine poliția pe aici, e jale. Ne aduce. Jale cu jimare. Asta ne mai trebuie, să vină poliția pe aici. Da, deci nu e pe server, nu e pe server. Deci degeaba am venit noi la nunta asta. Mă rog, le-am dat, nunt, le-am dat banii măcar, doamne ajută, știi cum se zice? Când noi avea și o nuntă... Bă, dar am avut deja nuntă. S-a făcut rău, ce? Nu, 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 mă umbli, mamei, salut, zi. Avem și noi să ne dați o mașină, că vrem să fără mireasă. A, nu știu, domne, nu știu, nu știu. Vedeți că poate sunați la aia de la DICOT, că sigur o fură. Ia stați că vă ușurez eu munca. Nu, nu, nu! Nu, nu! Nu! Calmați-vă, îi zic să fure mireasa, domnii de la DICO, nu e... Scârbau! Scârbau cheamă! Pune microfon pe Sara, ce e microfon? Că... Aaa, păi stai că i-a făcut roleplay că și-a schimbat haina. Nu mai am voie să dau spectate pe ea. Căcat! După, dacă mă prinde și-mi face reclamație, mă duc două zile, pat bingeil. Tata este de 7 zile, săracu. Wow! Păi să se dea ăsta. Nebun auzi, nebuna este Sara, nu e, nu e Gina, nu e Gina, nu e Gina, nu e Gina. Da, mă, de ce e fail, mă? Bă, ce moftig, mă. Da, mă, pe caz, zi ce vrei. Ce faci? Mă plin și eu, ce să fac? Du-te, ia un aperitiv, ia aperitiv, ia o măslină, ia. Bă, căcat. Fix skin, de ce fix skin? Ura. Poate e la spital? Nu e la spital, că nu e pe server, ai faza. Zi-mă, mă, pe căule, ce vrei? Fii atent, băgăm din Venezuela în cor, la scornele sau băgăm... Bă, tată, când o fi, când o fi, când o fi făcut atunci. Lasă că vedem noi atunci pe loc. Teoretic, da, așa trebuie făcut. Și fii atent, eu n-am, nu mai am... eu nu mai am insignile pe aplicație, că mi-am pierdut ăla. Ce? Ăla? Cum știi că ți-ai pierdut tu... WhatsApp-ul. A, lasă că rezolvăm, rezolvăm și acolo, rezolvăm și acolo, rezolvăm și acolo. Da, mă, de sunt mai mult de ăștia din mafie, e fucked up, e fucked up situația, că e nuntă din aia slăbuță, așa, nu-mi convine, nu-mi convine. Sunt mai mult de ăștia din mafie, așa, nu e, e cu dusă și cu întoarsă. Da, bă, tată, bă,
O să închinem live-ul aici, bărbaților. Și o să continuăm direct din de sâmbătă. Ce vrei, mă, tată? Bă, tată, lasă-și tu omul în pace. Mi-ai cerut, îmi cere aici bani la ăsta? Ia vezi, vezi, dai drum de aici, că te nenorocesc, vezi. Păi aici am cer bani tu mie. E nunta, tată. Lasă-și tu pe domnul. Chicken nugget. Deci continuăm direct de sâmbătă. Este când asta da bonus. O să începem direct de sâmbătă cu Fplay T-ul. Da, cea de sâmbătă. Știți ce semnă sâmbătă, da? Fplay. O pe Optic 2 ore și după care o oră pe Fplay. Sau chiar și mai mult pe Optic. Nu știu, cred că facem 3 ore pe Optic și o oră pe Fplay, nu știu. Vedem sâmbătă, bărbații mei. Vă pupici, vă iubesc. Aveți giveaway. Ne auzim sâmbătă la ora 20:00. Vă pupici. Și pa, și pa, chat. Și pa, și pa.